așa că... Așadar, astăzi este o zi importantă, pentru că, iată, avem noi restricții. Peste tot, mască. Peste tot. Certificat verde în instituții. Da, aia mi-a plăcut foarte tare, că dacă te duci la mall, trebuie neapărat să ai certificat inclusiv verde. Inclusiv copiii, da? Care pot fi vaccinați de peste 12 ani. Interesant. Doamne, ajută ne bună dimineața. Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Noile restricții impuse de valul 4 al pandemiei au intrat în vigoare de la miezul nopții. Masca de protecție este obligatorie în toate spațiile închise sau deschise, iar desfășurarea concertelor și spectacolelor este interzisă. Accesul în spațiile publice va fi permis doar în baza certificatului verde, regulă valabilă și pentru copiii de peste 12 ani. Weekend aglomerat în centrele de vaccinare, la maratonul din București s-au imunizat peste 30.000 de oameni. În total, peste 110.000 de români au trecut pragul centrelor de vaccinare în toată țara. Haos în deciziile autorităților privind închiderea tuturor unităților școlare din România, deși elevii sunt de astăzi în vacanță timp de 2 săptămâni. Ministerul Educației susține că nu poate impune vacanța forțată și școlilor private. Guvernul se va întruni la ora 11 pentru a reglementa această problemă. Și situație incredibilă la examenul pentru școala de subofițeri din Botoșani. Un tânăr care a avut nevoie la toaletă nu a fost lăsat să plece din sală. Pentru a-și continua proba scrisă, tânărul a recurs la o măsură extremă. Noile restricții, aprobate prin hotărâre de guvern săptămâna trecută, au intrat în vigoare la miezul nopții. Accesul în spațiile publice va fi permis doar în baza certificatului verde, adică doar a celor persoane care sunt vaccinate sau care au trecut prin boală. În alimentare și farmacii pot intra și cei nevaccinați, doar dacă acestea se află în afara marilor centre comerciale. În clădirile publice, instituții oficiale, este obligatorie prezentarea certificatului verde. Masca de protecție redevine obligatorie peste tot în țară, în toate spațiile publice, indiferent dacă sunt închise sau deschise. Circulația pe timp de noapte a persoanelor nevaccinate și netrecute prin boală este interzisă. În acest caz, excepție fac deplasările la și de la locul de muncă sau urgențele medicale. Evenimentele private, concertele și spectacolele cu public, precum și accesul spectatorilor la competițiile sportive, este de asemenea interzis. Activitatea restaurantelor și cafenelelor este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. Cinematografele, sălile de fitness sau locurile de joacă rămân deschise pentru cei cu certificat verde, dar nu mai mult de 30% din capacitate. După o lungă perioadă în care în mai toate centrele de vaccinare din țară a bătut vântul și unele chiar au fost închise din lipsă de activitate, în ultimele zile am asistat la recorduri zilnice în privința imunizării. La maratonul vaccinării din București, românii au vrut să se imunizeze și au stat la coadă ore bune. Cei mai mulți au venit pentru prima doză. Peste 30.000 de bucureșteni s-au imunizat la maratonul vaccinării din capitală. Salvatorii nu iau pauză, așa-i? Nu, niciodată. Nu este un efort, nu este un sacrificiu. Am pornit dintr-o nevoie și o facem de plăcere acum. Nicoleta este jurist, iar soțul ei, Claudiu, agent de vânzări. În timpul liber însă salvează vieți. N-au putut fi cuprinși într-un singur cadru pentru că, de când a început maratonul de vaccinare, au alergat dintr-un colț în altul al centrului să-i ajute și să-i îndrume pe cei care au nevoie. Oamenii ar trebui să conștientizeze că tot ceea ce se întâmplă e din vina noastră. Da? Pentru că s-a mers foarte mult pe principiul de a nu crede în virusul ăsta care există. Le recomand să meargă când au posibilitatea să vadă un spital. Să vadă acolo ce înseamnă un om, dita mai omul, sănătos, tun, să-l vezi pentru faptul că a fost nevaccinat, să-l vezi că ajunge cu o saturație de 40-50% și că e dus pe un cărucior sau mai rău pe o targă. De când s-a dat startul maratonului de vaccinare, prin centrul de la Palatul Copiilor au trecut sute de oameni. Medicii și asistentele au vaccinat fără pauză. Printre ei a fost și șeful DSU, Raed Arafat. Trebuie să ne implicăm cu toții, unii prin a se vaccina, a se proteja și a respecta toate regulile, alții prin a ne implica să ajutăm la vaccinare. Le mulțumesc celor care acum, chiar dacă suntem chiar la limită, chiar e foarte bine că vin și le mulțumim foarte mult. Nici nu am fost pregătit să vin astăzi, dar am trecut pe lângă, am ieșit în parc cu copilul și am avut oportunitatea. Un lucru foarte bun, foarte tare. Nu mă așteptam, foarte ok. Să se vaccineze.
Mi se pare cel mai corect. Campania de vaccinare începe să dea roade, spun autoritățile. Suntem obligați, nu pentru că ne-au convins că este un vaccin bun. Lucrez într-un comerț al magazinului și eu intru prin mall și trebuie să arăt certificatul cel verde. Un vaccin totuși este un vaccin, nu? Și dacă mă protejează cât de cât, eu aleg să fiu protejat. Trebuie să ne imunizăm toți până la urma urmei, că altfel nu avem ce să facem pentru sănătatea noastră și pentru a ne proteja cât mai bine. Deși nu au fost fixate obiective, numărul mare de imunizări din ultimele zile a trecut toate așteptările. Într-adevăr, în ultimele 48 de ore, la nivel național, au fost peste 250.000 de doze de vaccin administrate, din care peste 180.000 de persoane noi au primit prima doză de vaccin. Or, cred că acest lucru este un semnal foarte clar, foarte puternic, din partea oamenilor care doresc să se vaccineze în acest moment. Cred că ceea ce trebuie să transmitem mai departe este că avem la îndemână soluțiile prin care noi putem să limităm consecințele acestei pandemii. Pe lângă vaccinare, pentru a opri definitiv pandemia, este nevoie și de testare masivă, spun medicii. Să începem să testăm la fiecare scară de bloc, în așa fel încât să dăm oamenilor o șansă să fie diagnosticați din prima, pentru că cu cât acest diagnostic este mai precoce, cu atât șansa de supraviețuire crește considerabil. Încep să apară și vești bune, timpii ce-i drept, însă apar. După perioada neagră, numărul de noi cazuri pare că a început să scadă, dar nu putem spune însă că pericolul a trecut. Colega noastră, Cristina Filip, a mers la mai multe centre de vaccinare din București și ne spune care sunt motivele pentru care oamenii au ales să se imunizeze chiar și acum, în al 12-lea ceas. În primul rând, trebuie să vă spun că aici, la centrul de vaccinare de la Biblioteca Națională, oamenii continuă să vină pentru a primi serul anticovid. Într-adevăr, am stat de vorbă cu ei și trebuie să vă spun că cei care au decis să se vaccineze acum cu prima doză se împart în două categorii. Pe de-o parte, avem pe cei care au înțeles în sfârșit că vaccinarea este singura modalitate de a se feri de forme grave ale bolii sau de a ajunge în spital. Și pe de cealaltă parte, îi avem pe oamenii care se vaccinează din cauza restricțiilor care vor intra în vigoare. Cert este că în ultimele 24 de ore, într-adevăr, România s-a vaccinat. Avem un număr de peste 130.000 de persoane care s-au vaccinat în toată țara, atât la maraton, cât și în centrele din restul României, dintre care 45.000 doar în București. În ce privește pe cei care au primit prima doză, sunt 91.665 de persoane. Au fost în aceste zile și două incidente la vaccinare, dacă am putea spune așa. 4 persoane din județele Neamț și Brașov au trecut peste recomandările medicilor și au cerut să primească cea de-a treia doză de vaccin de AstraZeneca. Specialiștii ne dau însă și vești bune. Potrivit datelor publicate de CNK, vorbim despre un studiu realizat cu participarea a 1,7 milioane de români în perioada februarie-mai 2021. Se pare că vaccinarea în România a redus de peste 5 ori riscul de infectare, de 10 ori pe cel de spitalizare și de 14 ori pe cel de a ajunge în terapie intensivă, iar riscul de deces a scăzut cu 20%. În ce privește bilanțul, în ultimele 24 de ore s-au infectat 11.725 de români și, din nefericire, 389 de bolnavi de COVID au murit. Deja știm că în spitalele din toată țara nu mai sunt locuri libere. În secțiile COVID sunt internați 20.323 de pacienți, dintre care 471 de copii, iar în secțiile de terapie intensivă 1846 de pacienți în stare gravă luptă să trăiască. Știm deja că nici morgile nu mai fac față. Sunt pline peste tot, motiv pentru care Arhiepiscopia Bucureștiului a pus la dispoziție mai multe capele în apropierea cimitirelor sau spitalelor unde pot fi depuse trupurile neînsuflețite. Și pe de altă parte, țara noastră cere din ce în ce mai mult ajutor extern pentru a face față pandemiei. Iată, astăzi CNSU a semnat o decizie prin care România cere țărilor europene medicamente, echipamente de protecție și echipe medicale pentru a reuși să trateze în timp util pacienții cu forme grave și severe de COVID-19. Cozi la vaccinare nu au fost doar în București, ci și în multe orașe din România. La Constanța, de exemplu, a fost înregistrat un nou record. Aproape 12.000 de oameni s-au vaccinat, peste 8.000 dintre ei cu prima doză. Autoritățile locale au fost nevoite să repună în funcțiune centrele închise astăvară. Cozi au fost și la Târgu Mureș, unde a fost organizată o caravană a vaccinării în fața Marii Catedrale Ortodoxe.
Cozile din fața pavilionului expozițional din Constanța, unde funcționează cel mai mare centru de vaccinare din Dobrogea, au fost imense, la fel și la celelalte centre din județ. De aceea s-a decis creșterea numărului fluxurilor de vaccinare. Sunt deja 18 fluxuri asigurate, funcționează și cele două fluxuri din mall, vor rămâne în vigoare pe circuit separat. Personalul medical abia mai face față, spun medicii. Șefa centrului de vaccinare a ajuns să se ocupe și de înregistrarea persoanelor care se vaccinează. Ieri au fost peste 2500 de persoane. Nu avem registrator că asta e. Doi au decese în familie. Cele mai multe dintre persoanele care îngroașă rândurile sunt la prima doză de vaccinare. Evită să spună dacă au venit din cauza statisticilor negre sau a restricțiilor impuse de autorități. Cu emoții. De ce? Prima doză. Am înțeles. Așa târziu? Am vrut să mă mai informez. Nu doare deloc. Nici cu puțin. Am trecut prin chestii mai grave, oricum. Da, prima doză. Prima doză. Da. Cu ce faceți? Cu? Cu Johnson & Johnson. De ce așa târziu? Păi, serviciu. Ce astăzi am fost mai liber și am putut să vin. E bine. Nu e târziu niciodată. În spitalele COVID din Constanța sunt internați peste 560 de bolnavi. La ATI nu mai sunt locuri. Peste 300 de constanțeni au decedat în ultima lună din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Peste 90% dintre ei erau nevaccinați. La Târgu Mureș, caravana vaccinării a fost organizată în fața Marii Catedrale Ortodoxe. Cei mai mulți dintre mureșeni s-au imunizat de teama restricțiilor. Alții... Că mi-e frică că mor, nu. Ce mai trebuie? N-am mai fost niciodată în viață la doctor. Poate muri de COVID-ul ăsta. Restricțiile ne cam obligă să facem pe treaba asta, că altă soluție nu avem. Lasă vieții, ne mai lasă, că nu, probabil. Singura am hotărât. Gata, nu știe nimeni, nici fata, nici ginerii, nici nimeni, a venit. Pe altă soluție nu avem. Acum. Dacă fac restricții. Deci n-ați venit din convingere? Nu. No. Este o cerere foarte mare, lucru care ne bucură foarte mult. Am văzut că este un aflux de oameni foarte mare în biserici duminica și am spus că ce ar fi să aducem mai aproape vaccinul, mai accesibil, astfel încât cine intră la biserică să aibă posibilitatea foarte la îndemână, când intră sau când iese, să se și vaccineze. Autoritățile îi anunță pe mureșeni că se vor organiza astfel de caravane ale vaccinării în fiecare duminică, de fiecare dată în fața altei biserici. Protest anti-restricția seară în centrul capitalei. Manifestanții care purtau pancarte și steaguri tricolore s-au adunat în piața Universității, de unde au plecat în mari spre Ministerul Sănătății, acolo unde au stat mai multe minute. Protestatarii și-au continuat apoi marșul spre guvern. Câteva zeci de persoane din Galați au protestat aseară față de impunerea certificatului verde. Unii dintre ei spun că de astăzi se instaurează o dictatură medicală care încalcă legea fundamentală a țării și care va duce în final la vaccinarea forțată a populației. Câteva zeci de gălățeni au protestat ieri seară, nemulțumiți de restricțiile anticovid și obligativitatea certificatului verde. Ei spun că aceste măsuri vor duce în final la vaccinarea forțată. Unii dintre protestatari purtau în piept stele galbene pe care scria nevaccinat prigonit. Guvernul și domnul nostru președinte ia toate acțiunile împotriva noastră, dar împotriva COVID-ului. Când le ia? De cine obligă pe noi să ne vaccinăm? Pentru că dreptul la sănătate și toate deciziile care le luăm pentru propriul nostru corp, le luăm noi. Printre manifestanți erau și persoane vaccinate sau trecute recent prin boală. Eu sunt alături de cei nevaccinați. Chiar dacă v-ați vaccinat? Bineînțeles! Sunt tineri, am și eu nepoți, am copii și nu vreau să se vaccineze, forțat. Eu m-am vaccinat că am o etate. Nu toți gălățenii sunt de acord cu astfel de proteste, mai ales cei care au trecut prin boală și știu cât de periculoasă este această afecțiune. Sunt om care trec pe aici, dar am avut COVID. COVID este foarte periculos. M-am acum, da, dar eu am avut în decembrie anul trecut, când încă nu se vaccina. Am văzut moartea fost. După două ore, manifestanții s-au retras, dar au avertizat că vor continua și în alte zile să protesteze împotriva măsurilor pe care le consideră restrictive și discriminatorii. Pădurarii din Munții Făgăraș au terminat de numărat urșii din zonă. La ce concluzie neașteptată au ajuns și ce spun specialiștii despre atacurile tot mai dese din ultima perioadă a urșilor, aflăm în scurt timp la Focus la prima oră.
Depășite de situația critică, autoritățile statului au fost nevoite să ceară ajutorul statelor din Uniunea Europeană pentru a-i putea trata pe românii care au ajuns în spital după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2. Franța a trimis în România 110.000 de flacoane de medicamente pentru tratamentul pacienților din secțiile de terapie intensivă, iar miercuri vor ajunge, tot din Franța, ventilatoare, teste antigen și echipamente de protecție sanitară. Până acum, Austria, Danemarca și Italia au trimis în România peste 250 de concentratoare de oxigen și mii de flacoane de anticorpi monoclonali. Pentru noi, cel puțin, vreau să spun că modul în care a reacționat Europa este unul extraordinar. Cât ajung medicamentele astea? Pentru cât timp? Pentru timp destul, pentru că dozele astea sunt foarte importante pentru menținerea pacienților întubați, ventilați, sedați, care trebuie să fie relaxați muscular și că să poată să fie îngiți în secțiile de terapie intensivă când nu mai pot respira normal. Deci sunt medicamente de importanță pentru toate secțiile de terapie intensivă și vor ajunge pentru un timp suficient. Ministrul Educației susține că nu există niciun temei legal prin care să oblige școlile private să impună o vacanță într-o anumită perioadă a anului școlar. Altfel spus, în unitățile școlare particulare nu se poate institui vacanța forțată care este aplicată de astăzi în școlile de stat. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării spune însă că din rațiuni de sănătate publică, Ministrul Educației poate dispune închiderea școlilor și pentru instituțiile de învățământ particulare. Cauza vidului legislativ, școlile și grădinițele particulare pot primi astăzi elevii, dar de mâine ele ar putea fi obligate să intre în vacanță, asemenea celor de stat. Astăzi, la ora 11, executivul se va întruni într-o ședință de urgență pentru a stabili cadrul legal, după care vor funcționa și unitățile școlare private în această perioadă a pandemiei. Ancheta la Botoșan, după ce un tânăr care susținea examenul la școala de subofițeri nu a putut să folosească toaleta în timpul cursului. Niciunul dintre supraveghetori nu s-a oferit să îl soțească. În schimb, i-au cerut să predea teza și implicit să piardă examenul. Ce soluție a găsit tânărul pentru a continua proba scrisă, ne spune colegul nostru Cristian Cosmaciuc. Bună dimineața! În timpul examenului de admitere, unul dintre candidați a cerut permisiunea să părăsească sala pentru a merge la baie. Până acum nimic ieșit din comun, însă surpriza tânărului a fost că niciunul dintre supraveghetori nu a fost de acord să îl însoțească preț de câteva minute, spunându-i că trebuia să rezolve această problemă înainte de intrarea în examen. Reprezentanții jandarmeriei i-au cerut chiar să predea teza în cazul în care are de gând să părăsească sala, însă acesta a refuzat să rateze examenul tocmai din această cauză. Astfel, s-a văzut nevoit să golească petul cu apă pe care îl avea și să urineze în el chiar în văzul tuturor celorlalți candidați. Sticla cu pricina a rămas în sală, în pupitrul tânărului, până la terminarea examenului. Întâmplarea a avut loc la Colegiul Național August Treboniu Laurian din Botoșani, unde mai mulți tineri au susținut sâmbătă proba de admitere pentru școala de subofițeri de jandarmi Fălticeni. Reprezentanții poliției spun acum că investigează cazul pentru a afla cine se face răspunzător de umilința prin care a trecut tânărul. Atât de aici. La revedere! Conflict violent în centrul orașului Timișoara. Doi polițiști locali au fost loviți cu pumni și picioare de către un individ extrem de agresiv. Scandalul a început la scurt timp după ce oamenii legii au vrut să-l legitimeze pe bărbatul aflat sub influența băuturilor alcoolice, însă acesta a refuzat. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Îi bate pe poliție, mă buie, bate cu spray-ul pe el. Bate cu poliție, îi bate pe poliție, mă buie. Bate poliția ăsta, mă buie. Uite că l-o bate pe poliție. Agresorul a fost încătușat după ce unul dintre polițiștii locale au folosit spray-ul lacrimogen din dotare. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru ultraj. Incendiu de proporții ieri în localitatea suceveană Iliești. O femeie și-a văzut în doar 4 ore casa făcută scrum. Mai mult, focul a mistuit și afacerea femeii, o crescătorie de prepelițe în care erau 300 de exemplare. La fața locului au ajuns 6 autospeciale de pompieri și un echipaj smurd. Proprietarea casei a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Încă un atac al urșilor în satele de la Poalele Munților. Un bărbat din județul Sibiu a ajuns în stare gravă la spital după ce un animal sălbatic s-a năpustit asupra sa. Și nu vorbim despre un caz izolat. În ultimele zile, 5 oameni au avut de suferit după ce au fost atacați de urși. În tot acest timp, un recensământ realizat în Munții Făgăraș a arătat că în anumite zone avem mai puțin urși față de cât arată documentele și statisticile oficiale.
Studiul se bazează pe analize ADN și este mult mai exact decât raportările pădurarilor, spune un specialist în faună care a adunat probe. Oamenii au strâns 1700 de mostre de păr și excremente de urs timp de 2 ani. Într-adevăr, cifrele oficiale sunt un pic mai mari, dacă pe aceeași suprafață ne-am obținut 17 urși și oficial au fost raportați undeva la 21 de urși per 100 de kilometri pătrați. Dintre aceștia, 40% sunt masculi și 60% femele. Nu depinde un număr de urs, să nu putem să spunem 10.000 de urs sunt prea mulți, 5.000 sunt prea puțini. După noi, asta depinde foarte mult de conflicte. Dacă nu avem conflicte în sate, nu avem conflicte cu oameni, asta înseamnă că e un lucru bun. Iar conflicte există. Urșii atacă din ce în ce mai des, iar de vină pentru asta sunt mai mulți factori. Are legătură cu schimbare climatice, asta are legătură cu tăierile în păduri, asta are legătură cu mult mai multe activități, motocross, cu ATV-uri și nu știu ce. Și asta este o parte mare din probleme. Oamenii care locuiesc în zonele în care urșii au atacat des în acest an spun că au făcut tot ce e posibil să alunge animalele sălbatice, dar în zadar. Au omorât jos vițea, au omorât-o la cabană, la prima cabană acolo și el când a venit era prada lui, el n-a apucat să mănânce. V-am spus, câinii nu l-au lăsat. Și el a venit a doua noapte să-și ia prada. Acest localnic este o excepție, o spune șeful echipei de intervenție. De obicei, mânați de curiozitate, oamenii se pun singuri în pericol. Din păcate, în urma alertelor la 112, toată lumea, jumătate de sat, se deplasează în locul în care li se spune nu mergeți acolo. Pentru a limita atacurile în gospodării, fundația a cumpărat 22 de sisteme de capturare a urșilor pentru zona Rucăr din județul Argeș. Pentru a încerca să descurajăm atacurile de urs în zonă, una din soluțiile propuse este instalarea acestui sistem extrem de simplu, pubelă de metal cu închizător și cu gard electric. Pe perioada cât stau deșeurile, nu știu, 2-3 zile până când vine firma să le colecteze, ele vrând nevrând constituie un element de atracție din cauza mirosului pentru exemplare de urs. Ministerul Mediului va extinde proiectul în întreaga țară pentru a vedea situația reală a urșilor la nivel național. 7 miliarde de euro, aceasta este amenda pe care ar putea să o plătească România pentru că ignoră o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Înființarea secției speciale de investigare a magistraților nu este acceptată de legislația europeană, dar guvernanții încă nu au reușit să o desființeze. În luna iunie, Curtea Constituțională a decis că secția specială nu poate fi desființată decât de Parlament și că dreptul intern este mai presus de legislația europeană. Autoritățile de la București au primit o somație și au la dispoziție 4 săptămâni pentru a trimite clarificări. Se arată într-o postare de sâmbătă seara a Comisarului European pentru Justiție, Didier Reinders. Pensiile vor crește la începutul anului viitor. Invitat în emisiunea Insider Politic, realizată de colegul nostru Sebastian Zagman, ministrul interimar al finanțelor a anunțat că pensionarii vor primi o majorare de 6%. Mai mult, Dan Vulceanu a mai anunțat că de la 1 ianuarie 2022, alocația copiilor de până la 2 ani va fi de 486 de lei pe lună, iar pentru cei de peste 2 ani va fi de 243 de lei. De la începutul anului 2022, și cred că procentul va fi undeva în jur de 6%. Vom vedea exact cât va fi acest procent. Sunt întrebat de multe ori legat de pensii, salarii, alocații, pe bună dreptate. Ceea ce pot spune este doar ceea ce prevede legea în vigoare. Pentru că bugetul se face pe legea în vigoare. Și legat de alocații, există ordonanța adoptată la începutul anului care prevede că alocația din de la 1 ianuarie 2022 să fie 486 de lei și pentru copiii până la 2 ani și pentru copiii peste 2 ani undeva pe la 243 de lei. Deși suntem în plină criză sanitară, cea mai mare din ultimii 30 de ani, românii nu au uitat că se apropie sezonul vacanțelor de iarnă. Așa se face că mulți și-au făcut deja rezervări în stațiunile de pe Valea Prahovei, fie pentru Crăciun, fie pentru Revelion. Cu toate că hotelurile și pensiunile nu sunt la fel de pline ca în anii trecuți, administratorii spun că sunt mulțumiți de numărul rezervărilor făcute până acum. Dar dacă la munte deja se fac planuri de distracție pe litoral, ofertele pentru Revelion se lasă așteptate.
Mai sunt aproape două luni până la sărbătorile de iarnă, iar țara noastră traversează cea mai dificilă perioadă întâlnită vreodată. Românii nu uită însă de ceea ce iubesc să facă în zi de sărbătoare, adică să petreacă. Așa că și-au făcut deja rezervări în stațiunile montane pentru Crăciun și noaptea de Revelion. Nu ca în alți ani, totuși. Față de anii trecuți, când în această perioadă aveam deja capacitatea valorificată aproape integral, pentru anul acesta ne putem mândri, să zic așa, cu un 50% capacitate vândută. Pentru a-și atrage clienții, ofertele hotelierilor vin la pachet cu o sumedenie de surprize. Pentru Crăciun, ca de obicei, tăiem porcul și invităm oaspeții la pomana porcului și toate tradițiile românești legate de acest obicei. Iar pentru Revelion, sejururile sunt de 4 nopți, includ cazare, mese festive, mic dejun bogat și un brunch pe 1 ianuarie. Un pachet de Crăciun, care poate include între 3 și 4 nopți, ajunge să coste de la 1200 până la 1700 de lei de persoană. Când vine vorba despre perioada de Revelion, turistul trebuie să scoate din buzunar între 2300 și 2700 de lei, în funcție de confortul camerei. Există și alte oferte unde turistul poate opta pentru un sejur exclusivist. Agențiile, hotelurile s-au mobilizat și au creat pachete mai flexibile, astfel încât să poți să renunți fără să pierzi banii, dacă se întâmplă ceva. Așa se face că sunt oferte și în hoteluri care oferă acces la piscină, saună, ori servicii de masaj. Oamenii au învățat să petreacă de Revelion în afara casei, iar hotelierii s-au învățat să aducă ceva din tradițiile de Crăciun în pensiunile și hotelurile lor. Potrivit ultimelor reglementări, în cazul restaurantelor din interiorul hotelurilor sau pensiunilor, pentru petrecerile festive, gradul de ocupare poate fi de 100%, însă doar cu turiștii cazați în complexul respectiv. Pe litoral, în schimb, nu prea există momentan oferte turistice pentru Revelion și Crăciun. Deocamdată, un singur hotel din stațiunea Mamaia și-a lansat pachetul și tariful pentru sărbătoarea trecerii dintre ani. Pentru perioada Revelionului pe litoralul românesc, la un hotel de 4 stele, tariful ar fi 4.348 de lei pentru un sejur de 3 nopți cu pensiune completă. Pe lângă aceste servicii de masă se adaugă și servicii în cadrul spa-ului acestui hotel pentru două persoane. Față de anul trecut, hotelierii de la malul mării sunt foarte reticenți. Afaceriștii din turism nu vor să organizeze fluxuri turistice pentru Revelion, pentru că pandemia creează multă incertitudine. Posibilele restricții menținute până la 1 ianuarie ar anula petrecerile grupurilor mari, iar patronii s-ar vedea nevoiți să anuleze evenimentele și să restituie banii clienților. Vreți să vorbim și despre vreme un pic? Neapărat. Neapărat, nu? E vremea. Perfect. Săptămâna aceasta. Bună dimineața, Marina. Bună dimineața, Marina. Bună dimineața. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Să știți că avem parte de vreme frumoasă, chiar dacă mai scad temperaturile puțin. Și în acest moment avem în jur de 5 grade în București. Nu o să urce prea mult temperatura astăzi. Se oprește pe la 13 grade. Însă, hai să vă Suntem dau mai mulțumim. Multe detalii. Da, te rugăm. Mă bucur. Pentru început, haideți să vedem cum va fi în Europa. Ploile pun stăpânire pe sudul Italiei și pe partea centrală a Mării Mediterane. Va ploa și în nord-vestul Franței, în țările de jos și în Danemarca, dar vor fi ploi mai slabe în aceste țări. Vreme plăcută găsim în țările central-estice, sud-estice și estice. Valorile termice rămân asemănătoare cu cele de ieri, singura diferență este că în partea interioară a continentului se mai încălzește. Iată, vor fi 20 de grade la Roma, 15 la Paris și mult mai cald pe la Lisabona, 23 de grade. La noi, temperaturile se vor apropia de cele normale perioadei, din când în când se va înnora în Dobrogea și în dealurile Olteniei și Munteniei. Vântul o să fie cam neplăcut astăzi prin sudul Banatului, unde la rafală o să bată cu 55, chiar 60 de kilometri pe oră, dar și în Carpații Meridionali. Chiar și așa, vremea va fi în general frumoasă. Maximele pornesc de la 8 grade și se opresc pe la 16, iar acum dimineață se va forma ceață în zonele joase de relief. Iată, pe la Timișoara vor fi 14 grade, iar la Constanța în jur de 9 astăzi. Să vedem ce se întâmplă în capitală.
Va fi rece pentru sfârșitul lunii octombrie. Astăzi, chiar dacă vremea va fi frumoasă, temperatura maximă va urca doar până la 13 grade. Tot atâtea grade vom avea și mâine în termometre și sunt șanse să apară ceața dimineața. Abia de miercuri putem vorbi de valori termice apropiate de cele normale acestei date. Vor fi în jur de 15 grade, însă în prima parte a zilei cerul va fi acoperit de nori. Cam atât deocamdată, cu multe alte detalii vă aștept și ora viitoare. Vă las acum cu Irina și cu Daniel. Mulțumim frumos, mulțumim, Marina. Marina. Tot mai mulți copii au probleme de vedere, iar unul din 5 micuți are nevoie de ochelari. Care este cauza și cum pot fi prevenite astfel de probleme, aflăm în scurt timp după publicitate. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. Companie din Coreea de Sud anunță progrese semnificative pentru un nou tratament anticovid. Compania sudcoreană Celltrion a anunțat că tratamentul experimental bazat pe anticorpi micșorează perioada de tratament cu aproape 5 zile. Tratamentul a încetinit simptomele severe ale bolii pentru mai mult de 70% dintre pacienți, inclusiv pentru cei cu risc crescut. Israelul a interzis prin decret ministerial comerțul cu blănuri de animale pentru industria modei. Industria comerțului cu blănuri provoacă suferințe inimaginabile animalelor, iar acest decret va transforma piața modei israeliene, făcând-o mai bună în ceea ce privește respectarea normelor de mediu, a declarat într-un comunicat ministrul mediului din Israel. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Noile restricții impuse de valul 4 al pandemiei au intrat în vigoare de la miezul nopții. Masca de protecție este obligatorie în toate spațiile închise sau deschise, iar desfășurarea concertelor și spectacolelor este interzisă. Accesul în spațiile publice va fi permis doar în baza certificatului verde, regulă valabilă și pentru copiii de peste 12 ani. Weekend aglomerat în centrele de vaccinare. La maratonul din București s-au imunizat peste 30.000 de oameni. În total, peste 110.000 de români au trecut pragul centrelor de vaccinare din toată țara. Haos în deciziile autorităților privind închiderea tuturor unităților școlare din România. Deși elevii sunt de astăzi în vacanță timp de 2 săptămâni, Ministerul Educației susține că nu poate impune vacanța forțată și școlilor private. Guvernul se va întruni la ora 11 pentru a reglementa această problemă. Și situația incredibilă la examenul pentru școala de subofițeri din Botoșani. Un tânăr care a avut nevoie la toaletă nu a fost lăsat să plece din sală pentru a-și continua proba scrisă. Tânărul a recurs la o metodă extremă. Iubitorii Bucureștiului de altă dată s-au bucurat de o mică parte a ceea ce odinioară era micul Paris. Zeci de mașini de epocă au defilat timp de 2 ore în centrul capitalei, iar bijuteriile pe 4 roți au fost admirate de toți trecătorii, indiferent de vârstă. Nervii și sunetele claxonelor din traficul din București au fost înlocuite pentru câteva ore de priviri admirative și zâmbete sincere. 150 de șoferi și-au adus bijuteriile pe 4 roți la retroparada toamnei. Printre ei și Virgil Dima. A cumpărat în 2010 dintr-un centru de dezmembrări cu doar 1500 de lei acest Volkswagen 1200 din 1963. Era într-o stare deplorabilă. 3 ani a lucrat singur la restaurarea autoturismului, care l-a costat peste 14.000 de euro. Acum iese mândru pe stradă cu autoturismul său de epocă. Am încercat să păstrăm interiorul original, exact cum n-am schimbat absolut nimic, chiar dacă mai are mici imperfecțiuni. Am preferat să păstrăm interiorul exact așa cum este. Cred că este mașina, e mașina de suflet. Mai mult decât atât, nu. Adică e foarte importantă. Îmi place foarte mult. O scoatem doar duminica când avem timp. Care e senzația când conduceți o mașină de epocă? E destul de plăcută. Se uită lumea în trafic după tine, ești admirat, te oprește lumea la semafor, te întreabă. Cum e senzația când conduceți? Total diferită față de o mașină nouă. Adică simți că o conduci. Totul. A fost cumva Dacia prima mașină în care ați, pe care ați condus-o? Da, și pe Dacia am dat și de permis. Mașinile colorate nu au înveselit doar peisajul tomnatic de pe străzile din centrul Bucureștiului, ci și pe trecători. Iubitorii de autoturisme vechi n-au putut sta departe, iar cei mai încântați au fost, bineînțeles, copiii. Plac mașinile. Îi plac mașinile.
Și mie îmi plac mașinile. Ne plac mașinile. Noi am venit să le vedem. Am zis că o să fie vreo 150. Îl învăț tainele mașinilor vechi. Și noi avem două. Ce mașini avem, tati? Știi să-i spui? Ia spune, ce mașină avem noi? Aghilacu. Bravo. Wow. Și îți place să mergi cu el? Da. Bravo. De aici ce mașină ți-a plăcut cel mai mult? BMW-ul. Este frumos, mie îmi place foarte mult. Îmi trezește nostalgie de când eram mic ca el și mergeam cu bunicul meu și erau numai mașini de astea în oraș. Am acasă o vitrină în cameră plină, un raf deasupra televizorului plin numai cu mașini, o machetă mare de 8 kg. Mașinile au defilat în centrul capitalei timp de 2 ore, fără staționare. Școala online și timpul petrecut în fața televizoarelor i-a afectat pe cei mici. Conform ultimelor statistici, 1 din 5 copii are nevoie de ochelari de vedere. Specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează pe părinți asupra efectelor nocive ale ecranelor, telefoanelor mobile și tabletelor. O soluție în acest sens ar fi folosirea lentilelor de protecție, dar și limitarea timpului petrecut în fața acestor device-uri. Televizorul, calculatorul, tableta sau telefonul, toate sunt atractive pentru cei mici, însă riscurile la care ei sunt expuși dacă le folosesc prea mult sunt ridicate, spun specialiștii. Trebuie să ținem cont că și școala online este de fapt timp petrecut cu ochii în ecrane. Sunt tot mai mulți copii care vin, se plâng, din păcate, părinții sunt și ei mai îngrijorați, la rândul lor și părinții pățesc același lucru și cumva toate concură spre același lucru, finalmente. Pentru a nu fi prea târziu, medicii recomandă părinților să fie atenți. La ce ar trebui să fie atenți părinții? Dacă mijesc ochii, dacă se plâng spre sfârșitul zilei că sunt obosiți, somnolenți, încearcă să uite așa, dar sigur, iarăși e dificil, părinții nu sunt acasă, sunt la servici, nu știu cum stau copiii, cât de mult stau. Și noi, ca adulți, sunt mulți care pauza oculară, în loc să o luăm, luăm telefonul și ne uităm în continuare după ce am terminat cu calculatorul. Te rog întâi să acoperi ochișorul stâng cu podul palmei, nu apeși și acolo la display vera, dacă poți să-mi citești literele acelea. C, B, X, T și O. Un astfel de consult odată pe an previne apariția afecțiunilor oftalmologice, însă pentru o prevenție mai bună, lentilele cu protecție reprezintă o soluție la îndemâna oricui. Acestea sunt un fel de filtru și tot ce este lumină excedentară albastră e absorbită, deci retina primește mult mai puțină. Cu sau fără ecrane de protecție, părinții încearcă să limiteze timpul petrecut de cei mici în fața calculatoarelor și altor gadgeturi. Încercăm cât mai puțin, mai impunem limite în weekenduri, eventual de vineri seara cu negocieri și da, are un impact destul de puternic asupra lor școala online. Ați impus niște limite sau e... Da, folosesc o nouă aplicație pentru limitarea timpului de utilizare a telefonului. Protecție pentru ecran nu folosesc, că e telefonul care are ecranul lui și fără o protecție suplimentară. Se estimează că 5 miliarde de oameni, adică jumătate din populația globală, ar putea fi afectate de miopie până în anul 2050. Toamna și-a intrat cu adevărat în drepturi, iar asta înseamnă că putem număra butoaiele de vin din recolta acestui an. La Festivalul Vinului din Iași, mai multe crame din zona Moldovei și-au prezentat vinurile alese, mai ales că licoarea bahică din această toamnă.
lungă. Până în prezent, un an destul de bun din punctul nostru de vedere, încă mai suntem, mai avem de recoltat la 50% din recoltă. Am venit cu vinurile noastre consacrate, Gama Poiem, Fetească Neagră, Cabernet cu Merlot și un cupaj din Fetească Neagră, Cabernet și Merlot și Busuioaca de Bohotin, care ne reprezintă pe noi. Cei care au fost prezenți la eveniment au apreciat degustarea. Foarte interesantă, foarte fresh, mineralitate foarte bună și cred că și aciditatea, ok. Foarte bun, cunoaștem marca. Și ați încercat și ceva nou? N-am încercat, acum vrem să încercăm. Prețul de producător pentru o sticlă de vin în cadrul evenimentului este între 30 și 50 de lei. Aceasta a fost prima oră de Focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la OFIX, rămâneți cu noi. Ți-ai petrecut weekendul? N-am fost la Dimitrie, locuitorul Bucureștilor, nu m-a arătat. Da. Bănuiesc că n-ai stat nici la cozile pentru vaccinare, nu? Nu se mai pune problema. Da. Nu se mai pune problema. Da, că tu ești la a treia doză ca și mine, corect. Doamne și domnilor, am revenit, este ora 8. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Weekend aglomerat în centrele de vaccinare la maratonul din București. S-au imunizat peste 30.000 de oameni, în total peste 110.000 de români au trecut pragul centrelor de vaccinare în toată țara. Haos în deciziile autorităților privind închiderea tuturor unităților școlare din România. Deși elevii sunt de astăzi în vacanță timp de 2 săptămâni, Ministerul Educației susține că nu poate impune vacanța forțată și școlilor private. Guvernul se va întruni la ora 11 pentru a reglementa această problemă. Noile restricții impuse de valul 4 al pandemiei au intrat în vigoare de la miezul nopții. Masca de protecție este obligatorie în toate spațiile închise sau deschise, iar desfășurarea concertelor și spectacolelor este interzisă. Accesul în spațiile publice va fi permis doar în baza certificatului verde, regulă valabilă și pentru copiii de peste 12 ani. Și situație incredibilă la examenul pentru școala de subofițeri din Botoșani. Un tânăr care a avut nevoie la toaletă nu a fost lăsat să plece din sală. Pentru a-și continua proba scrisă, tânărul a recurs la o măsură inedită. Noile restricții aprobate prin hotărâre de guvern săptămâna trecută au intrat în vigoare la miezul nopții. Accesul în spațiile publice va fi permis doar în baza certificatului verde, adică doar a celor persoane care sunt vaccinate sau care au trecut prin boală. În alimentare și farmacii pot intra și cei nevaccinați, doar dacă acestea se află în afara marilor centre comerciale. În clădirile publice, instituții oficiale, este obligatorie prezentarea certificatului verde. Masca de protecție redevine obligatorie peste tot în țară, în toate spațiile publice, indiferent dacă sunt închise sau deschise. Circulația pe timp de noapte a persoanelor nevaccinate și netrecute prin boală este interzisă. În acest caz, excepție fac deplasările la și de la locul de muncă sau urgențele medicale. Evenimentele private, concertele și spectacolele cu public, precum și accesul spectatorilor la competițiile sportive, sunt de asemenea interzise. Activitatea restaurantelor și cafenelelor este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. Cinematografele, sălile de fitness sau locurile de joacă rămân deschise pentru cei cu certificat verde, dar nu mai mult de 30% din capacitate. După o lungă perioadă în care numai toate centrele de vaccinare din țară a bătut vântul și unele chiar au fost închise din lipsă de activitate, în ultimele zile am asistat la recorduri zilnice în privința imunizării. La maratonul vaccinării din București, românii care au vrut să se imunizeze au stat ore bune la coadă, cei mai mulți au venit pentru prima doză. Peste 30.000 de bucureșteni s-au imunizat la maratonul vaccinării din capitală. Salvatorii nu iau pauză, așa-i? Nu, niciodată. Nu este un efort, nu este un sacrificiu. Am pornit dintr-o nevoie și o facem de plăcere acum. Nicoleta este jurist, iar soțul ei, Claudiu, agent de vânzări. În timpul liber însă salvează vieți. N-au putut fi cuprinși într-un singur cadru pentru că, de când a început maratonul de vaccinare, au alergat dintr-un colț în altul al centrului să-i ajute și să-i îndrume pe cei care au nevoie. Oamenii ar trebui să conștientizeze că tot ceea ce se întâmplă e din vina noastră. Da? Pentru că s-a mers foarte mult pe principiul de a nu crede în virusul ăsta care există. Le recomand să meargă când au posibilitatea să vadă un spital. Să vadă acolo ce înseamnă un om, dita mai omul, sănătos, tun, să-l vezi pentru faptul că a fost nevaccinat, să-l vezi că ajunge cu o saturație de 40-50% și că e dus pe un cărucior sau mai rău pe o targă. De când s-a dat startul maratonului de vaccinare, prin centrul de la Palatul Copiilor au trecut sute de oameni. Medicii și
și asistentele au vaccinat fără pauză. Printre ei a fost și șeful DSU, Raed Arafat. Trebuie să ne implicăm cu toții, unii prin a se vaccina, a se proteja și a respecta toate regulile, alții prin a ne implica să ajutăm la vaccinare. Le mulțumesc celor care acum, chiar dacă suntem chiar la limită, chiar e foarte bine că vin și le mulțumim foarte mult. Nici nu am fost pregătit să vin astăzi, dar am trecut pe lângă, am ieșit în parc cu copilul și am avut oportunitatea. Un lucru foarte bun. Foarte tare. Nu mă așteptam, foarte ok. Să se vaccineze. Mi se pare cel mai corect. Campania de vaccinare începe să dea roade, spun autoritățile. Suntem obligați, nu pentru că ne-au convins că este un vaccin bun. Lucrez într-un comerț al magazinului și eu intru prin mall și trebuie să arăt certificatul cel verde. Un vaccin totuși este un vaccin, nu? Și dacă mă protejează cât de cât, eu aleg să fiu protejat. Trebuie să ne imunizăm toți până la urmă urmei, că altfel nu avem ce să facem. Pentru sănătatea noastră și pentru a ne proteja cât mai bine. Deși nu au fost fixate obiective, numărul mare de imunizări din ultimele zile a trecut toate așteptările. Într-adevăr, în ultimele 48 de ore, la nivel național, au fost peste 250.000 de doze de vaccin administrate, din care peste 180.000 de persoane noi au primit prima doză de vaccin. Or, cred că acest lucru este un semnal foarte clar, foarte puternic, din partea oamenilor care doresc să se vaccineze în acest moment. Cred că ceea ce trebuie să transmitem mai departe este că avem la îndemână soluțiile prin care noi putem să limităm consecințele acestei pandemii. Pe lângă vaccinare, pentru a opri definitiv pandemia, este nevoie și de testare masivă, spun medicii. Să începem să testăm la fiecare scară de bloc, în așa fel încât să dăm oamenilor o șansă să fie diagnosticați din prima, pentru că cu cât acest diagnostic este mai precoce, cu atât șansa de supraviețuire crește considerabil. Bata. Încep să apară și vești bune, timid ce-i drept, însă apar. După perioada neagră, numărul de noi cazuri pare că a început să scadă, dar nu putem spune însă că pericolul a trecut. Colega noastră Cristina Filip a mers la mai multe centre de vaccinare din București și ne spune care sunt motivele pentru care oamenii au ales să se imunizeze chiar și în al 12-lea ceas. În primul rând, trebuie să vă spun că aici, la centrul de vaccinare de la Biblioteca Națională, oamenii continuă să vină pentru a primi serul anticovid. Într-adevăr, am stat de vorbă cu ei. Și trebuie să vă spun că cei care au decis să se vaccineze acum cu prima doză se împart în două categorii. Pe de-o parte, avem pe cei care au înțeles în sfârșit că vaccinarea este singura modalitate de a se feri de forme grave ale bolii sau de a ajunge în spital. Și pe de cealaltă parte, îi avem pe oamenii care se vaccinează din cauza restricțiilor care vor intra în vigoare. Cert este că în ultimele 24 de ore, într-adevăr, România s-a vaccinat. Avem un număr de peste 130.000 de persoane care s-au vaccinat în toată țara, atât la maraton, cât și în centrele din restul României, dintre care 45.000 doar în București. În ce privește pe cei care au primit prima doză, sunt 91.665 de persoane. Au fost în aceste zile și două incidente la vaccinare, dacă am putea spune așa. Patru persoane din județele Neamț și Brașov au trecut peste recomandările medicilor și au cerut să primească cea de-a treia doză de vaccin de AstraZeneca. Specialiștii ne dau însă și vești bune. Potrivit datelor publicate de CNK, vorbim despre un studiu realizat cu participarea a 1,7 milioane de români în perioada februarie-mai 2021. Se pare că vaccinarea în România a redus de peste 5 ori riscul de infectare, de 10 ori pe cel de spitalizare și de 14 ori pe cel de a ajunge în terapie intensivă, iar riscul de deces a scăzut cu 20%. În ce privește bilanțul, în ultimele 24 de ore s-au infectat 11.725 de români și, din nefericire, 389 de bolnavi de COVID au murit. Deja știm că în spitalele din toată țara nu mai sunt locuri libere. În secțiile COVID sunt internați 20.323 de pacienți, dintre care 471 de copii, iar în secțiile de terapie intensivă 1846 de pacienți în stare gravă luptă să trăiască. Știm deja că nici morgile nu mai fac față. Sunt pline peste tot, motiv pentru care Arhiepiscopia Bucureștiului a pus la dispoziție mai multe capele în apropierea cimitirelor sau spitalelor unde pot fi depuse trupurile neînsuflețite. Și pe de altă parte, țara noastră cere din ce în ce mai mult ajutor extern pentru a face față pandemiei. Iată, astăzi CNSU a semnat o decizie prin care România cere țărilor europene medicamente, echipamente de protecție și echipe medicale pentru a reuși
și să trateze în timp util pacienții cu forme grave și severe de COVID-19. Cozi la vaccinare care n-au fost doar în București, ci și în multe orașe din România. La Constanța, de exemplu, a fost înregistrat un nou record. Aproape 12.000 de oameni s-au vaccinat, peste 8.000 dintre ei cu prima doză. Autoritățile locale au fost nevoite să repună în funcțiune centrele închise astăvară. Cozi au fost la Târgu Mureș, unde a fost de asemenea organizată o caravană a vaccinării în fața Marii Catedrale Ortodoxe. Cozile din fața pavilionului expozițional din Constanța, unde funcționează cel mai mare centru de vaccinare din Dobrogea, au fost imense, la fel și la celelalte centre din județ. De aceea s-a decis creșterea numărului fluxurilor de vaccinare. Sunt deja 18 fluxuri asigurate, funcționează și cele două fluxuri din mall, vor rămâne în vigoare pe circuit separat. Personalul medical abia mai face față, spun medicii. Șefa centrului de vaccinare a ajuns să se ocupe și de înregistrarea persoanelor care se vaccinează. Ieri au fost peste 2500 de persoane. Nu avem registrator că asta e. Doi au decese în familie. Cele mai multe dintre persoanele care îngroașă rândurile sunt la prima doză de vaccinare. Evită să spună dacă au venit din cauza statisticilor negre sau a restricțiilor impuse de autorități. Cu emoții. De ce? Prima doză. Am înțeles. Așa târziu? Am vrut să mă mai informez. Nu doare deloc. Nici cu puțin. Am trecut prin chestii mai grave, oricum. Da, prima doză. Prima doză. Da. Cu ce faceți? Cu? Cu Johnson & Johnson. De ce așa târziu? Păi, serviciu. Ce astăzi am fost mai liber și am putut să vin. E bine. Nu e târziu niciodată. În spitalele COVID din Constanța sunt internați peste 560 de bolnavi. La ATI nu mai sunt locuri. Peste 300 de constanțeni au decedat în ultima lună din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Peste 90% dintre ei erau nevaccinați. La Târgu Mureș, caravana vaccinării a fost organizată în fața Marii Catedrale Ortodoxe. Cei mai mulți dintre mureșeni s-au imunizat de teama restricțiilor. Alții... Că mi-e frică că mor. Nu. Ce mai trebuie? N-am mai fost niciodată în viață la doctor. Poate muri de COVID-ul ăsta. Restricțiile ne cam obligă să facem pe treaba asta, că altă soluție nu avem. La serviciu ne mai lasă, pe urmă, probabil. Singura am hotărât. Gata, nu știe nimeni, nici fata, nici ginerii, nici nimeni. Pe altă soluție nu avem. Acum. Dacă fac restricții. Deci n-ați venit din convingere? Nu. No. Este o cerere foarte mare, lucru care ne bucură foarte mult. Am văzut că este un aflux de oameni foarte mare în biserici duminica și am spus că ce ar fi să aducem mai aproape vaccinul, mai accesibil, astfel încât cine intră la biserică să aibă posibilitatea foarte la îndemână, când intră sau când iese, să se și vaccineze. Autoritățile îi anunță pe mureșeni că se vor organiza astfel de caravane ale vaccinării în fiecare duminică, de fiecare dată în fața altei biserici. Protestanții restricția seară în centrul capitalei. Manifestanții care purtau pancarde și steaguri tricolore s-au adunat în piața universității, de unde au plecat în marș spre Ministerul Sănătății, acolo unde au stat mai multe minute. Protestatarii și-au continuat apoi marșul spre guvern. Protest și în Galați, câteva zeci de persoane din oraș au protestat aseară față de impunerea certificatului verde. Unii dintre ei spun că de astăzi se instaurează o dictatură medicală care încalcă legea fundamentală a țării și care va duce în final la vaccinarea forțată a populației. Câteva zeci de gălățeni au protestat ieri seară, nemulțumiți de restricțiile anticovid și obligativitatea certificatului verde. Ei spun că aceste măsuri vor duce în final la vaccinarea forțată. Unii dintre protestatari purtau în piept stele galbene pe care scria nevaccinat prigonit. Guvernul și domnul nostru președinte ia toate acțiunile împotriva noastră, dar împotriva COVID-ului. Când le ia? De ce ne obligă pe noi să ne vaccinăm? Pentru că dreptul la sănătate și toate deciziile care le luăm pentru propriul nostru corp, le luăm noi. Printre manifestanți erau și persoane vaccinate sau trecute recent prin boală. Eu sunt alături de cei nevaccinați. Chiar dacă v-ați vaccinat? Bineînțeles! Sunt tineri, am și eu nepoți, am copii și nu vreau să se vaccineze forțat. Eu m-am vaccinat ca moietate. Nu toți gălățenii sunt de acord cu astfel de proteste, mai ales cei care au trecut prin boală și știu cât de periculoasă este această afecțiune. Un om care trec pe aici, dar am avut COVID. COVID este foarte periculos. Mama acum, da, dar eu am avut în decembrie anul trecut, când încă nu se vaccina.
și am văzut moartea cu ochii. După două ore, manifestanții s-au retras, dar au avertizat că vor continua și în alte zile să protesteze împotriva măsurilor pe care le consideră restrictive și discriminatorii. Cei care au avut de suferit după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2 au nevoie de o alimentație sănătoasă pentru a se recupera complet. Ce alimente trebuie consumate pentru a grăbi vindecarea? Aflăm în scurt timp la Focus la prima oră de la invitata noastră specială, Livia Alexandre Spăl, expertă în nutriție. Depășite de situația critică, autoritățile statului au fost nevoite să ceară ajutorul statelor din Uniunea Europeană pentru a-i putea trata pe românii care au ajuns în spital după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2. Franța a trimis în România 110.000 de flacoane de medicamente pentru tratamentul pacienților din secțiile de terapie intensivă, iar miercuri vor ajunge tot din Franța ventilatoare, teste antigen și echipamente de protecție sanitară. Până acum, Austria, Danemarca și Italia au trimis în România peste 250 de concentratoare de oxigen și mii de flacoane de anticorp monoclonal. Pentru noi, cel puțin, vreau să spun că modul în care a reacționat Europa este unul extraordinar. Cât ajung medicamentele astea? Pentru cât timp? Pentru timp destul, pentru că dozele astea sunt foarte importante pentru menținerea pacienților întubați, ventilați, sedați, care trebuie să fie relaxați muscular și să poată să fie îngriziți în secțiile de terapie intensivă când nu mai pot respira normal. Deci sunt medicamente de importanță pentru toate secțiile de terapie intensivă și vor ajunge pentru un timp suficient. Ministerul Educației susține că nu există niciun temei legal prin care să oblige școlile private să impună o vacanță într-o anumită perioadă a anului școlar. Altfel spus, în unitățile școlare particulare nu se poate institui vacanța forțată care este aplicată de azi în școlile de stat. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării spune însă că din rațiuni de sănătate publică, Ministrul Educației poate dispune închiderea școlilor și pentru instituțiile de învățământ particulare. Din cauza vidului legislativ, școlile și grădinițele particulare pot primi astăzi elevii, dar de mâine ele ar putea fi obligate să intre în vacanță, asemeni celor de la stat. Astăzi, la ora 11, executivul se va întruni într-o ședință de urgență pentru a stabili cadrul legal, după care vor funcționa și unitățile școlare private în această perioadă a pandemiei. Ancheta la Botoșan, după ce un tânăr care susținea examenul la școala de subofițer nu a putut să folosească toaleta în timpul concursului. Niciunul dintre supraveghetori nu s-a oferit să-l însoțească. În schimb, i-au cerut să predea teza și implicit să pierdă examenul. Ce soluție a găsit tânărul pentru a continua proba scrisă, ne spune colegul nostru Cristian Cozmaciuc. Bună dimineața! În timpul examenului de admitere, unul dintre candidați a cerut permisiunea să părăsească sala pentru a merge la baie. Până aici nimic ieșit din comun, însă surpriza tânărului a fost că niciunul dintre supraveghetori nu a acceptat să-l însoțească preț de câteva minute, spunându-i că ar fi trebuit să rezolve această problemă până la intrarea în examen. Reprezentanții jandarmeriei i-au spus chiar că ar trebui să predea teza în cazul în care are de gând să părăsească sala, însă tânărul nu a dorit să rateze examenul tocmai din această cauză. Astfel, s-a văzut nevoit să golească petul cu apă pe care îl avea și să urineze în el chiar în văzul tuturor celorlalți candidați. Sticla cu pricina a rămas în sală, în pupitrul tânărului, fiind scoasă abia la sfârșitul examenului. Întâmplarea a avut loc la Colegiul Național August Treboniu Laurian din Botoșani, unde mai mulți tineri au susținut sâmbătă proba de admitere pentru Școala de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni. Reprezentanții poliției spun că fac acum investigații pentru a afla cine se face răspunzător de umilința prin care a trecut tânărul. Atât de aici, la revedere! Incendiu de proporții. Ieri în localitatea suceveană Ilișești, o femeie și-a văzut în doar 4 ore ca s-a făcut scrum. Mai mult, focul a mistuit și afacerea femeii, o crescătorie de prepelițe în care erau 300 de exemplare. La fața locului au ajuns 6 autospeciale de pompieri și un echipaj SMURD. Proprietarea casei a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale. €7 miliarde, aceasta este amenda pe care ar putea să o plătească România pentru că ignoră o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Înființarea secției speciale de investigare a magistraților nu e acceptată de legislația europeană, dar guvernanții încă nu au reușit să o desființeze. În luna iunie, Curtea Constituțională a decis că secția specială nu poate fi desființată decât de Parlament și că dreptul intern este mai presus de legislația europeană. Autoritățile de la București au primit o somație și au la dispoziție 4 săptămâni pentru a trimite clarificări, se arată într-o postare
postare de sâmbătă seara a Comisarului European pentru Justiție Didier Reynders. Dacă ați fost diagnosticat cu COVID-19, trebuie să știți că, dincolo de medicamentele recomandate de medici, este util să aveți și dieta adecvată acestei afecțiuni. În funcție de organismul fiecăruia, anumite alimente și băuturi pot ameliora simptomele și pot ajuta în vindecare. Stăm acum de vorbă cu expertul în nutriție, Ligia Alexandrescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna Alexandrescu, ce alimente sunt recomandate în cazul bolnavilor de COVID? Cum ne asigurăm că ne hrănim corect și dăm organismului ceea ce este necesar pentru a lupta cu boala? În perioada în care suntem acasă, chiar dacă simptomele sunt ușoare sau ele pot varia până la cele medii, atâta timp cât suntem acasă și nu suntem internați, înainte de hrănire, înainte de alimente, importantă este hidratarea. Pentru că în această perioadă organismul are nevoie de lichide suficiente cât să îndepărteze tot ce înseamnă toxine de la virus, de la virusul, în primul rând, cel prezent, SARS-CoV-2, și mai apoi ne gândim și la alimente. Așadar, 40 de mililitri de apă pe kilogram pe zi, este frig afară, nu simți nevoia să bem apă și atunci pericolul dehidratării este foarte mare. Dacă nu vrem să bem apă și avem acele simptome de răceală, de gripă, nas înfundat, de durere în gât, atunci ceaiurile neîndulcite iarăși ar fi o soluție. Atenție însă, pentru că în această perioadă suntem tratați cu medicamente, ceaiul de sunătoare nu este recomandat. La fel și grapefruitul ca fruct proaspăt consumat, pentru că aceste două alimente, substanțe alimentare, conțin nutrienți care pot interacționa cu medicamentele, așadar nu sunătoare și nu grapefruit. Dacă vorbim despre alimente benefice, vă rog. Asta voiam să vă întreb. Pe de-o parte, ne-ați explicat care sunt alimentele ce nu sunt indicate. Poate ne spuneți și care sunt cele indicate. Începem cu daurile. Așadar, în primul rând, alimentele fermentate, care au probiotice multe și care ajută organismul să se recupereze, stimulează imunitatea. Și aici vorbim despre chefir, sana, lapte bătut, iaurt de băut, despre borș, pur și simplu borșul proaspăt, are probiotice și el. Vorbim despre varza murată, dacă o avem deja pusă. Sigur, pericolul sării în exces ar putea să existe, însă nu vom mânca foarte multă. Peștele gras, carnea slabă, acestea sunt proteinele de cea mai bună calitate care se pot folosi în perioada în care stăm acasă. Nu sunt bogate caloric, dar proteinele ajută în vindecare. Să nu uităm de legumele de culoare verde, de culoare închisă sau portocaliu sau tot ce înseamnă antocianine, adică antioxidanți. Aici vorbim despre broccoli, dar și despre conopidă, că este în sezon și are antioxidanți, la fel slab calorică, supele, creme, tot ce înseamnă brânzeturi cu mai puțină sare. Iarăși la alimente mai puțin recomandate, laptele proaspăt. În această perioadă nu-l consumăm din cauza aportului mare de histamine și cu nas înfundat și roșu în gât, histaminele practic nu ne ajută să ne vindecăm. Ca și condimente, să nu uităm de piper, să nu uităm de tot ce conține capsaicina, adică ardei iute, ce înseamnă gust iute, înseamnă și căldură mai mare pentru organism, înseamnă și vindecare mai rapidă. Așadar, hidratare, proteine de bună calitate, probiotice și în acest fel vom reuși să trecem cu bine peste această perioadă. Doamna Alexandrescu, legat de hidratare, care e atât de importantă, spuneați de ceaiuri fără sunătoare, spuneați de apă, dar poate că mulți înțeleg prin a ne hidrata, nu știu, să bea sucuri carbogazoase sau, eu știu, freșuri de fructe, sunt ele recomandate? Cafeaua de asemenea? Cafeaua e bine știut că dehidratează. Sigur că vom bea cafea dimineață dacă suntem obișnuiți și nu vom întrerupe acest obicei. Până la urmă, cafeaua conține acid elagic, este bună pentru ficat, pentru funcția hepatică, la fel pusă la grea încercare în această perioadă. Deci vom bea o cafea, dar nu vom face excesă cafea și nu o vom considera lichid de hidratare. De asemenea, ceaiurile, spuneam, neîndulcite, în niciun caz sucuri, iar freșurile nu prea au rostul, pentru că în perioada asta în care avem simptome de gripă, nu prea putem să bem foarte acid și, ca idee, fructele se mestecă, nu se beau. Fructele se mănâncă cu tot cu fibre, în așa fel încât să ne ameliorăm simptomele cu aceste fibre. Zahărul concentrat din fructe nu duce decât la creștere a insulinei, la creșterea glicemiei, la creștere în greutate, lucru nedorit în perioada asta.
Și e necesar să mâncăm mai des în perioada bolii? Încercăm să creștem cantitatea de mâncare pe care o consumăm? Ar putea fi o idee bună? Sau e puțin și des? În niciun caz nu creștem cantitatea de alimente pentru că nu facem mișcare, nu o consumăm. Nu avem nevoie de multe alimente. Avem nevoie de alimente bune. Deci nu consumăm cantități mari, ci din 3 în 3 ore maxim, în așa fel încât să nu se instaleze pofta de dulce și e foarte important ca zahărul să fie limitat în această perioadă. Sigur, folosim xilitol din mesteacă, în zahăr de mesteacă, putem folosi în prima jumătate a zilei miere, pentru că zahărul blochează acțiunea leucocitelor care practic ajută globulilor albe care ajută la vindecare. Vă mulțumim tare mult, doamna Alexandrescu, pentru intervenție. Deși suntem în plină criză sanitară, cea mai mare din ultimii 30 de ani, românii nu au uitat de faptul că se apropie sezonul vacanțelor de iarnă. Așa se face că mulți și-au făcut deja rezervări în stațiunile de pe Valea Prahovei, fie pentru Crăciun, fie pentru Revelion. Cu toate că hotelurile și pensiunile nu sunt la fel de pline ca în anii trecuți, administratorii spun că sunt mulțumiți de numărul rezervărilor făcute până acum. Dar dacă la munte deja se fac planuri de distracție, pe litoral ofertele pentru Revelion se lasă așteptate. Mai sunt aproape 2 luni până la sărbătorile de iarnă, iar țara noastră traversează cea mai dificilă perioadă întâlnită vreodată. Românii nu uită însă de ceea ce iubesc să facă în zi de sărbătoare, adică să petreacă. Așa că și-au făcut deja rezervări în stațiunile montane pentru Crăciun și noaptea de Revelion. Nu ca în alți ani, totuși. Față de anii trecuți, când în această perioadă aveam deja capacitatea valorificată aproape integral, pentru anul acesta ne putem mândri, să zic așa, cu un 50% capacitate vândută. Pentru a-și atrage clienții, ofertele hotelierilor vin la pachet cu o sumedenie de surprize. Pentru Crăciun, ca de obicei, tăiem porcul și invităm oaspeții la pomana porcului și toate tradițiile românești legate de acest obicei. Iar pentru Revelion, sejururile sunt de 4 nopți, includ cazare, mese festive, mic dejun bogat și un brunch pe 1 ianuarie. Un pachet de Crăciun, care poate include între 3 și 4 nopți, ajunge să coste de la 1200 până la 1700 de lei de persoană. Când vine vorba despre perioada de Revelion, turistul trebuie să scoate din buzunar între 2300 și 2700 de lei, în funcție de confortul camerei. Există și alte oferte unde turistul poate opta pentru un sejur exclusivist. Agențiile, hotelurile s-au mobilizat și au creat pachete mai flexibile, astfel încât să poți să renunți fără să pierzi banii, dacă se întâmplă ceva. Așa se face că sunt oferte și în hoteluri care oferă acces la piscină, saună, ori servicii de masaj. Oamenii au învățat să petreacă de Revelion în afara acasă, iar hotelierii s-au învățat să aducă ceva din tradițiile de Crăciun în pensiunile și hotelurile lor. Potrivit ultimelor reglementări, în cazul restaurantelor din interiorul hotelurilor sau pensiunilor, pentru petrecerile festive, gradul de ocupare poate fi de 100%, însă doar cu turiștii cazați în complexul respectiv. Pe litoral, în schimb, nu prea există momentan oferte turistice pentru Revelion și Crăciun. Deocamdată, un singur hotel din stațiunea Mamaia și-a lansat pachetul și tariful pentru sărbătoarea trecerii dintre ani. Pentru perioada Revelionului pe litoralul românesc, la un hotel de 4 stele, tariful ar fi 4.348 lei pentru un sejur de 3 nopți cu pensiune completă. Pe lângă aceste servicii de masă se adaugă și servicii în cadrul spa-ului acestui hotel pentru 2 persoane. Față de anul trecut, hotelierii de la malul mării sunt foarte reticenți. Afaceriștii din turism nu vor să organizeze fluxuri turistice pentru Revelion, pentru că pandemia creează multă incertitudine. Posibilele restricții menținute până la 1 ianuarie ar anula petrecerile grupurilor mari, iar patronii s-ar vedea nevoiți să anuleze evenimentele și să restituie banii clienților. Jucătoarea de tenis britanică de origine română, Emma Răducanu, și-a impresionat mii de fani prezenți în tribune la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca. Ea le-a mulțumit suporterilor în română, chiar dacă a recunoscut că nu vorbește prea bine această limbă a noastră națională. Continuăm cu sportul. Da, exact.
Doamne și domnilor, în cele ce urmează, Maria Iordănescu. Tată despre vreme acum. Da, Marina, adică spuneai 13 grade doar în București? Da, așa este. Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit. Da, soare, ne vom bucura de soare în multe zone din țară, nu doar în capitală astăzi. Și chiar dacă temperaturile mai scad, o să avem parte de vreme frumoasă. La această oră, ceața reduce vizibilitatea în Covasna, în Brașov și în Harghita. Dar vă dau imediat mai multe detalii. Le așteptăm. Astăzi, temperaturile se vor apropia de cele normale perioadei. Din când în când, cerul se va înnora în Dobrogea și în dealurile Olteniei, dar și prin Muntenia. Vântul o să fie cam neplăcut prin sudul Banatului, unde la rafală o să bată cu 55, chiar 60 de km pe oră, dar și prin Carpații Meridionale o să fie activ astăzi. Dar chiar și așa, vremea va fi în general frumoasă, maximele pornesc de la 8 grade și se opresc pe la 16 grade. Acum dimineață se va forma ceață în zonele joase de relief. Iată, în Timișoara vor fi 14 grade, iar pe la Constanța astăzi 9 grade. Mâine vom avea valori termice apropiate de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 9 și 16 grade. Dar dimineața, pe alocuri în zonele joase, va fi ceață. Vor persista norii de nivel jos în Dobrogea, sudul Moldovei, în Muntenia și parțial în Oltenia. Iar izolat ar putea să apară burnița sau să plouă slab. Vântul o să se intensifice în sudul Banatului, în estul țării, dar și prin Carpații Meridionali. Să vedem ce se întâmplă în capitală. Ei bine, astăzi în București o să avem parte de soare și vânt activ. Va continua să se răcească, iar temperatura maximă urcă doar până la 13 grade. Mâine rămânem cu vremea rece, iar cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei. Tot de 13 grade vom avea parte și marți în termometre. Abia de miercuri putem vorbi de valori termice apropiate de cele normale acestei perioade. Vor fi, iată, 15 grade, însă în prima parte a zilei predomină vremea închisă, dar treptat să știți că cerul se degajă și ne vom bucura de soare. La munte așteptăm o zi frumoasă, dar rece, mai ales dimineața și noaptea. În munții Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali, vântul va sufla mai tare, cu viteze de 60 de km pe oră. Temperaturile, să știți că mai cresc puțin, iată, astăzi vor fi la Sinaia 5 grade, la Predeal și Păltiniș 7, iar la Stâna de Vale 9 grade. Cam atât deocamdată, ne revedem și ora viitoare. Vă las acum cu Irina și cu Daniel. Mulțumim, Marina. Mulțumim frumos, Marina. Frumusețea se întreține cu mare cheltuială, dar și cu mult efort. Cum putem să ne menținem cât mai mult tinerețea? Sau măcar să încercăm? Aflăm în scurt timp după publicitate. Nu plecați așadar, rămâneți cu noi. Am revenit, doamnelor și domnilor. E bine, nu există tinerețe fără bătrânețe. Însă procesul de îmbătrânire poate încetini printr-o dietă atentă și o hidratare corectă. Urmează Sănătate cu stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Indre. Până dimineața, procesul de îmbătrânire nu iartă pe nimeni și oricât ne-am dori, nu există proceduri minune care să-l oprească. Putem totuși să-i încetinim evoluția și să atenuăm semnele lăsate de trecerea timpului. Curățarea, hidratarea și fotoprotecția sunt cei trei pași simpli prin care ne putem păstra frumusețea și strălucirea până la adânci bătrâneți. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pielea își pierde elasticitatea, devine mai ternă și este mai predispusă la apariția ridurilor. Dacă o luăm din exterior spre interior, pielea, epidermul, își pierde strălucirea, pielea nu se mai exfoliază cum trebuie, tenul devine tern. Al doilea strat al pielii, dermul, care la început, când suntem foarte tineri, are niște fibre de colagen și reticuline foarte dense, ca o saltea țesută. Pe măsură ce timpul trece din cauza soarelui și fumatului și altor factori și procesului de îmbătrânire, fibrele acestea devin mult mai laxe, mult mai rare, pielea își devine mai moale, mai lăsată, își pierde fermitatea.
Ajungem la stratul de grăsime. Aici, în timp, stratul superficial de grăsime alunecă, dând astfel aspectul de coborât, de lăsarea pielii, de apariția fălcuțelor, căderea obrajilor, iar stratul profund de grăsime se resoarbe și pierdem din grăsimea feței, din grăsimea din obraj, grăsimea din jurul ochilor și apar cearcănele. Întotdeauna este mai eficient să prevenim îmbătrânirea decât să luptăm cu efectele acesteia. Poate cel mai valoros produs antirid este crema de fotoprotecție, care conține retinol, vitamina C și acid hialuronic. Elastoza solară este unul dintre principalele factori care duc la apariția ridurilor acelea fine și a pierderii luminozității tenului, a apariției pielii lăsate prin faptul că distruge fibrele de elastină, reticulină și colagen din derm. Recomandarea noastră a dermatologilor este fotoprotecția de la orice vârstă. Trupa Coldplay a revenit pe scenă după o pauză de 5 ani. Cu această ocazie, britanicii și-au lansat și noul album Music of the Spheres. Mii de fani s-au adunat în orașul american Seattle, unde trupa favorită a cântat alături de câțiva mii de persoane, care, de altfel, au fost însoțiți și de cei care au urmărit show-ul online pe internet. Trupa Coldplay și-a propus să plece într-un turneu mondial eco. Britanicii și-au propus să folosească la concerte doar energie electrică provenită din surse regenerabile. Aceasta a fost a doua oră de Focus la prima oră. Dar ne revedem câteva minute la 9 fix, rămâneți cu noi. Întâmplarea face că în weekend am trecut prin piața Obor și era coadă mare. Mă gândeam că e la mici, dar nu. Era la centru de vaccinare. Nu, am văzut că sunt și au fost cozi foarte mari. Eu am ieșit din București și am trecut pe lângă niște centre de vaccinare și era coadă ca pre vremurile bune la carne. O situație îmbucurătoare. Să sperăm că da, se va schimba ceva. Nu prea repede, că mai devreme de 2 săptămâni nu se întâmplă nimic, dar bună dimineața, domnilor și domnilor. Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovici și vă invităm la Focus la prima oră. E o nouă oră, e ora nouă, iată care sunt cele mai importante știri ale acesteia. Noile restricții impuse de valul 4 al pandemiei au intrat în vigoare de la miezul nopții. Masca de protecție este obligatorie în toate spațiile închise sau deschise, iar desfășurarea concertelor și spectacolelor este interzis. Accesul în spațiile publice va fi permis doar în baza certificatului verde, regulă valabilă și pentru copiii de peste 12 ani. Weekend aglomerat în centrele de vaccinare, la maratonul din București s-au imunizat peste 30.000 de oameni. În total, peste 110.000 de români au trecut pragul centrelor de vaccinare din toată țara. Haos în deciziile autorităților privind închiderea tuturor unităților școlare din România, deși elevii sunt de astăzi în vacanță timp de 2 săptămâni. Ministerul Educației susține că nu poate impune vacanța forțată și școlilor private. Guvernul se va întâlni la ora 11 pentru a reglementa această problemă. Situația incredibilă la examenul pentru școala de subofițeri din Botoșani, un tânăr care a avut nevoie la toaletă nu a fost lăsat să plece din sală. Pentru a-și continua prova scrisă, tânărul a recurs la o măsură extremă. Noile restricții aprobate prin hotărârea de guvern săptămâna trecută au intrat în vigoare la miezul nopții. Accesul în spațiile publice va fi permis doar în baza certificatului verde, adică doar a celor persoane care sunt vaccinate sau care au trecut prin boală. În alimentare și farmacii pot intra și cei nevaccinați, doar dacă acestea se află în afara marilor centre comerciale. În clădirile publice, instituții oficiale, este obligatorie prezentarea certificatului verde. Masca de protecție redevine obligatorie peste tot în țară, în toate spațiile publice, indiferent dacă sunt închise sau deschise.
deschise. Circulația pe timp de noapte a persoanelor nevaccinate și netrecute prin boală e interzisă. În acest caz, excepție fac deplasările la și de la locul de muncă sau urgențele medicale. Evenimentele private, concertele și spectacolele cu public, precum și accesul spectatorilor la competițiile sportive, sunt de asemenea interzise. Activitatea restaurantelor și cafenelelor este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. Cinematografele, sălile de fitness sau locurile de joacă rămân deschise pentru cei cu certificat verde, dar nu mai mult de 30% din capacitate. După o lungă perioadă în care mai toate centrele de vaccinare din țară au fost goale și unele chiar au fost închise din lipsă de activitate, în ultimele zile am asistat la recorduri zilnice în privința imunizării. La maratonul vaccinării din București, românii care au vrut să se imunizeze au stat ore bune la coadă, cei mai mulți au venit pentru prima doză. Peste 30.000 de bucureșteni s-au imunizat la maratonul vaccinării din capitală. Salvatorii nu iau pauză, așa-i? Nu, niciodată. Nu este un efort, nu este un sacrificiu. Am pornit dintr-o nevoie și o facem de plăcere acum. Nicoleta este jurist, iar soțul ei, Claudiu, agent de vânzări. În timpul liber, însă, salvează vieți. N-au putut fi cuprinși într-un singur cadru pentru că, de când a început maratonul de vaccinare, au alergat dintr-un colț în altul al centrului să-i ajute și să-i îndrume pe cei care au nevoie. Oamenii ar trebui să conștientizeze că tot ceea ce se întâmplă e din vina noastră. Da? Pentru că s-a mers foarte mult pe principiul de a nu crede în virusul ăsta care există. Le recomand să meargă când au posibilitatea să vadă un spital, să vadă acolo ce înseamnă un om, dita mai omul, sănătos, tun, să-l vezi pentru faptul că a fost nevaccinat, să-l vezi că ajunge cu o saturație de 40-50% și că e dus pe un cărucior sau mai rău pe o targă. De când s-a dat startul maratonului de vaccinare, prin centrul de la Palatul Copiilor au trecut sute de oameni, medicii și asistentele au vaccinat fără pauză. Printre ei a fost și șeful DSU, Raed Arafat. Trebuie să ne implicăm cu toții, unii prin a se vaccina, a se proteja și a respecta toate regulile, alții prin a ne implica să ajutăm la vaccinare. Le mulțumesc celor care acum, chiar dacă suntem chiar la limită, chiar e foarte bine că vin și le mulțumim foarte mult. Nici nu am fost pregătit să vin astăzi, dar am trecut pe lângă, am ieșit în parc cu copilul și am văzut oportunitatea. Un lucru foarte bun, foarte tare. Nu mă așteptam, foarte ok. Să se vaccineze, mi se pare cel mai corect. Campania de vaccinare începe să dea roade, spun autoritățile. Suntem obligați, nu pentru că ne-au convins că este un vaccin bun. Lucrez într-un comerț al magazinului și eu intru prin mall și trebuie să arăt certificatul cel verde. Un vaccin totuși este un vaccin, nu? Și dacă mă protejează cât de cât, eu aleg să fiu protejat. Trebuie să ne imunizăm toți până la urma urmei, că altfel nu avem ce să facem pentru sănătatea noastră și pentru a ne proteja cât mai bine. Deși nu au fost fixate obiective, numărul mare de imunizări din ultimele zile a trecut toate așteptările. Într-adevăr, în ultimele 48 de ore, la nivel național, au fost peste 250.000 de doze de vaccin administrate, din care peste 180.000 de persoane noi au primit prima doză de vaccin. Or, cred că acest lucru este un semnal foarte clar, foarte puternic, din partea oamenilor care doresc să se vaccineze în acest moment. Cred că ceea ce trebuie să transmitem mai departe este că avem la îndemână soluțiile prin care noi putem să limităm consecințele acestei pandemii. Pe lângă vaccinare, pentru a opri definitiv pandemia, este nevoie și de testare masivă, spun medicii. Să începem să testăm la fiecare scară de bloc, în așa fel încât să dăm oamenilor o șansă să fie diagnosticați din prima, pentru că cu cât acest diagnostic este mai precoce, cu atât șansa de supraviețuire crește considerabil. Încep să apară și vești bune, timid cei drept, însă apar. După perioada neagră, numărul de noi cazuri pare că a început să scadă, dar nu putem spune însă că pericolul a trecut. Colega noastră Cristina Filip a mers la mai multe centre de vaccinare din București și ne spune care sunt motivele pentru care oamenii au ales să se imunizeze chiar și în al 12-lea ceas. În primul rând trebuie să vă spun că aici, la centrul de vaccinare de la Biblioteca Națională, oamenii continuă să vină pentru a primi serul anticovid. Într-adevăr, am stat de vorbă cu ei și trebuie să vă spun că cei care au decis să se vaccineze acum cu prima doză se împart în două categorii. Pe de parte, avem pe cei care au înțeles în sfârșit că vaccinarea este singura modalitate de a se feri de forme grave ale bolii sau de a ajunge în spital. Și pe de cealaltă parte, îi avem pe oamenii care se vaccinează din cauza restricțiilor
care vor intra în vigoare. Cert este că în ultimele 24 de ore, într-adevăr, România s-a vaccinat. Avem un număr de peste 130.000 de persoane care s-au vaccinat în toată țara, atât la maraton, cât și în centrele din restul României, dintre care 45.000 doar în București. În ce privește pe cei care au primit prima doză, sunt 91.665 de persoane. Au fost în aceste zile și două incidente la vaccinare, dacă am putea spune așa. 4 persoane din județele Neamț și Brașov au trecut peste recomandările medicilor și au cerut să primească cea de-a treia doză de vaccin de AstraZeneca. Specialiștii ne dau însă și vești bune. Potrivit datelor publicate de CNK, vorbim despre un studiu realizat cu participarea a 1,7 milioane de români în perioada februarie-mai 2021. Se pare că vaccinarea în România a redus de peste 5 ori riscul de infectare, de 10 ori pe cel de spitalizare și de 14 ori pe cel de a ajunge în terapie intensivă, iar riscul de deces a scăzut cu 20%. În ce privește bilanțul, în ultimele 24 de ore s-au infectat 11.725 de români și, din nefericire, 389 de bolnavi de COVID au murit. Deja știm că în spitalele din toată țara nu mai sunt locuri libere. În secțiile COVID sunt internați 20.323 de pacienți, dintre care 471 de copii, iar în secțiile de terapie intensivă 1846 de pacienți în stare gravă luptă să trăiască. Știm deja că nici morgile nu mai fac față. Sunt pline peste tot, motiv pentru care Arhiepiscopia Bucureștiului a pus la dispoziție mai multe capele în apropierea cimitirelor sau spitalelor unde pot fi depuse trupurile neînsuflețite. Și pe de altă parte, țara noastră cere din ce în ce mai mult ajutor extern pentru a face față pandemiei. Iată, astăzi CNSU a semnat o decizie prin care România cere țărilor europene medicamente, echipamente de protecție și echipe medicale pentru a reuși să trateze în timp util pacienții cu forme grave și severe de COVID-19. Cozi la vaccinare nu au fost doar în București, ci și în multe alte orașe din România. La Constanța, de exemplu, a fost înregistrat un nou record. Aproape 12.000 de oameni s-au vaccinat, peste 8.000 dintre ei cu prima doză. Autoritățile locale au fost nevoite să repună în funcțiune centrele închise astăvară. Cozi au fost la Târgu Mureș, unde a fost organizată o caravană a vaccinării în fața Marii Catedrale Ortodoxe. Cozile din fața pavilionului expozițional din Constanța, unde funcționează cel mai mare centru de vaccinare din Dobrogea, au fost imense, la fel și la celelalte centre din județ. De aceea s-a decis creșterea numărului fluxurilor de vaccinare. Sunt deja 18 fluxuri asigurate, funcționează și cele două fluxuri din mall, vor rămâne în vigoare pe circuit separat. Personalul medical abia mai face față, spun medicii. Șefa centrului de vaccinare a ajuns să se ocupe și de înregistrarea persoanelor care se vaccinează. Ieri au fost peste 2500 de persoane. Nu avem registrator că asta e. Doi au decese în familie. Cele mai multe dintre persoanele care îngroașă rândurile sunt la prima doză de vaccinare. Evită să spună dacă au venit din cauza statisticilor negre sau a restricțiilor impuse de autorități. De emoții. De ce? Prima doză. Așa târziu? Am vrut să mă mai informez. Nu doare deloc. Nici cu puțin. Am trecut prin chestii mai grave, oricum. Da, prima doză. Prima doză. Da. Cu ce faceți? Cu Johnson & Johnson. De ce așa târziu? Păi serviciu. Ce astăzi am fost mai liber și am putut să vin. E bine. Nu e târziu niciodată. În spitalele COVID din Constanța sunt internați peste 560 de bolnavi. La ATI nu mai sunt locuri. Peste 300 de constanțeni au decedat în ultima lună din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Peste 90% dintre ei erau nevaccinați. La Târgu Mureș, caravana vaccinării a fost organizată în fața Marii Catedrale Ortodoxe. Cei mai mulți dintre mureșeni s-au imunizat de teama restricțiilor. Alții... Că mi-e frică că mor. Nu. Ce mai trebuie? N-am mai fost niciodată în viață la doctor. Poate muri de COVID-ul ăsta. Restricțiile ne cam obligă să facem pe treaba asta, că altă soluție nu avem. La serviciu ne mai lasă, pe urmă, probabil. Singura am hotărât. Gata, nu știe nimeni, nici fata, nici ginerii, nici nimeni, nu știe. Altă soluție nu avem. Acum. Dacă fac restricții. Deci n-ați venit din convingere? Nu.
Este o cerere foarte mare, lucru care ne bucură foarte mult. Am văzut că este un aflux de oameni foarte mare în biserici duminica și am spus că ce ar fi să aducem mai aproape vaccinul, mai accesibil, astfel încât cine intră la biserică să aibă posibilitatea foarte la îndemână, când intră sau când iese, să se și vaccineze. Autoritățile îi anunță pe mureșeni că se vor organiza astfel de caravane ale vaccinării în fiecare duminică, de fiecare dată în fața altei biserici. Fie pandemie, fie restricții, vacanțele românilor nu se opresc. Cel puțin asta ar fi concluzia dacă e să ne luăm după numărul mare de rezervări pentru Crăciun și Revelion. Ce oferte au pregătit hotelierii aflăm în scurt timp la Focus la Prima Oră. Depășite de situația critică, autoritățile statului au fost nevoite să ceară ajutorul statelor din Uniunea Europeană pentru a-i putea trata pe românii care au ajuns în spital după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2. Franța a trimis în România 110.000 de flacoane de medicamente pentru tratamentul pacienților din secțiile de terapie intensivă, iar miercuri vor ajunge tot din Franța ventilatoare, teste antigen și echipamente de protecție sanitară. Până acum, Austria, Danemarca și Italia au trimis în România peste 250 de concentratoare de oxigen și mii de flacoane de anticorp monoclonali. Pentru noi, cel puțin, vreau să spun că modul în care a reacționat Europa este unul extraordinar. Cât ajung medicamentele astea? Pentru cât timp? Pentru timp destul, pentru că dozele astea sunt foarte importante pentru menținerea pacienților întubați, ventilați, sedați, care trebuie să fie relaxați muscular și că să poată să fie îngriziți în secțiile de terapie intensivă când nu mai pot respira normal. Deci sunt medicamente de importanță pentru toate secțiile de terapie intensivă și vor ajunge pentru un timp suficient. Ministrul Educației susține că nu există niciun temei legal prin care să oblige școlile private să impună o vacanță într-o anumită perioadă anului școlar. Altfel spus, în unitățile școlare particulare nu se poate institui vacanța forțată care este aplicată de astăzi în școlile de stat. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării spune însă că din rațiuni de sănătate publică, Ministrul Educației poate dispune închiderea școlilor și pentru instituțiile de învățământ particulare. Din cauza vidului legislativ, școlile și grădinițele particulare pot primi astăzi elevii, dar de mâine ele ar putea fi obligate să intre în vacanță, asemenea celor de la stat. Astăzi, la ora 11, executivul se va întruni într-o ședință de urgență pentru a stabili cadrul legal, după care vor funcționa și unitățile școlare private în această perioadă a pandemiei. Ancheta la Botoșan, după ce un tânăr care susținea examenul la școala de subofițeri nu a putut să folosească toaleta în timpul concursului. Niciunul dintre supraveghetori nu s-a oferit să îl însoțească, în schimb, i-au cerut să predea teza și implicit să pierde examenul. Ce soluție a găsit tânărul pentru a continua proba scrisă, ne spune colegul nostru Cristian Cosmaciuc. Bună dimineața! În timpul examenului de admitere, unul dintre candidați a cerut permisiunea să părăsească sala pentru a merge la baie. Până aici nimic ieșit din comun, însă surpriza tânărului a fost că niciunul dintre supraveghetori nu a acceptat să-l însoțească preț de câteva minute, spunându-i că ar fi trebuit să rezolve această problemă până la intrarea în examen. Reprezentanții jandarmeriei i-au spus chiar că ar trebui să predea teza în cazul în care are de gând să părăsească sala, însă tânărul nu a dorit să rateze examenul tocmai din această cauză. Astfel, s-a văzut nevoit să golească petul cu apă pe care îl avea și să urineze în el chiar în văzul tuturor celorlalți candidați. Sticla cu pricina a rămas în sală, în pupitrul tânărului, fiind scoasă abia la sfârșitul examenului. Întâmplarea a avut loc la Colegiul Național August Treboniu Laurian din Botoșani, unde mai mulți tineri au susținut sâmbătă proba de admitere pentru Școala de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni. Reprezentanții poliției spun că fac acum investigații pentru a afla cine se face răspunzător de umilința prin care a trecut tânărul. Atât de aici, la revedere! Incendiu de proporții ieri în localitatea suceveană Ilișești. O femeie și-a văzut în doar 4 ore casa făcută scrumă. Mai mult, focul a mistuit și afacerea femeii, o crescătorie de prepelițe în care erau 300 de exemplare. La fața locului au ajuns 6 autospeciale de pompieri și un echipaj smurd. Proprietara casei a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Doi tineri au murit în această dimineață într-un cumplit accident de circulație care a avut loc pe raza satului Miorcan din județul Botoșani. Autoturismul în care se aflau cei doi împreună cu alți trei prieteni a intrat cu putere într-un cap de pod. A fost nevoie de intervenția echipelor de la descarcerare pentru a scoate din mașină trupurile celor doi tineri care au murit. Ceilalți trei pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Două persoane și-au pierdut viața în această dimineață în urma unui accident rutier produs pe raza satului Miorcan, comuna Rădăuți-Prut. Alte trei persoane au fost rănite, fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Cei cinci tineri, cu vârste cuprinse între 21 și 30 de ani, se aflau într-un autoturism care s-a izbit într-un cap de pod. În urma impactului, pasagerii de pe scaunele dreapta, față și spate au rămas încarcerați, fiind scoși din autoturism cu ajutorul pompierilor din cadrul punctului de lucru Darabani. Din nefericire, pentru aceștia nu s-a mai putut face nimic, cadrele medicale declarând decesul. Încă un atac al urșilor în satele de la Poalele Munților. Un bărbat din județul Sibiu a ajuns în stare gravă la spital după ce un animal sălbatic s-a năpustit asupra sa. Și nu vorbim despre un caz izolat. În ultimele zile, 5 oameni au avut de suferit după ce au fost atacați de urși. În tot acest timp, un recensământ realizat în Munții Făgăraș a arătat că în anumite zone avem mai puțin urși față de cât arată documentele și statisticile oficiale. Studiul se bazează pe analize ADN și este mult mai exact decât raportările pădurarilor, spune un specialist în faună care a adunat probe. Oamenii au strâns 1700 de mostre de păr și excremente de urs timp de 2 ani. Într-adevăr, cifrele oficiale sunt un pic mai mari. Dacă pe aceeași suprafață ne-am obținut 17 urși, oficial au fost raportați undeva la 21 de urși per 100 de kilometri pătrați. Dintre aceștia, 40% sunt masculi și 60% femele. Nu depinde un număr de urs, sau nu putem să spunem 10.000 de urși sunt prea mulți, 5.000 sunt prea puțini. După noi, asta depinde foarte mult de conflicte. Dacă nu avem conflicte în sate, nu avem conflicte cu oameni, asta înseamnă că e un lucru bun. Iar conflicte există. Urșii atacă din ce în ce mai des, iar de vină pentru asta sunt mai mulți factori. Are legătură cu schimbare climatice, asta are legătură cu tăierile în păduri, asta are legătură cu mult mai multe activități, motocross, cu ATV-uri și nu știu ce. Și asta este o parte mare din probleme. Oamenii care locuiesc în zonele în care urșii au atacat des în acest an spun că au făcut tot ce e posibil să alunge animalele sălbatice, dar în zadar. Au omorât jos vițea, au omorât-o la cabană, la prima cabană acolo, și el când a venit era prada lui, el n-a apucat să mănânce. M-am spus, câinii l-au lăsat. Și el a venit a doua noapte să-și ia prada. Acest localnic este o excepție, o spune șeful echipei de intervenție. De obicei, mânați de curiozitate, oamenii se pun singuri în pericol. Din păcate, în urma alertelor la 112, toată lumea, jumătate de sat, se deplasează în locul în care li se spune nu mergeți acolo. Pentru a limita atacurile în gospodării, fundația a cumpărat 22 de sisteme de capturare a urșilor pentru zona Rucăr din județul Argeș. Pentru a încerca să descurajăm atacurile de urs în zonă, una din soluțiile propuse este instalarea acestui sistem extrem de simplu, pubelă de metal cu închizător și cu gard electric. Pe perioada cât stau deșeurile, nu știu, 2-3 zile până când vine firma să le colecteze, ele vrând nevrând constituie un element de atracție din cauza mirosului pentru exemplare de urs. Ministerul Mediului va extinde proiectul în întreaga țară pentru a vedea situația reală a urșilor la nivel național. Deși suntem în plină criză sanitară, cea mai mare din ultimii 30 de ani, românii nu au uitat să se gândească la vacanțe, căci se apropie sezonul vacanțelor de iarnă. Așa se face că mulți au făcut deja rezervări în stațiunile de pe Valea Prahovei, fie pentru Crăciun, fie pentru Revelion. Cu toate că hotelurile și pensiunile nu sunt la fel de pline ca în anii trecuți, administratorii spun că sunt mulțumiți de numărul rezervărilor făcute până acum. Dar dacă la munte deja se fac planuri de distracție, pe litoral ofertele pentru Revelion se lasă așteptate. Mai sunt aproape 2 luni până la sărbătorile de iarnă, iar țara noastră traversează cea mai dificilă perioadă întâlnită vreodată. Românii nu uită însă de ceea ce iubesc să facă în zi de sărbătoare, adică să petreacă. Așa că și-au făcut deja rezervări în stațiunile montane pentru Crăciun și noaptea de Revelion. Nu ca în alți ani, totuși. Față de anii trecuți, când în această perioadă aveam deja capacitatea valorificată aproape integral, pentru anul acesta ne putem mândri, să zic așa, cu un 50% capacitate vândută.
Pentru a-și atrage clienții, ofertele hotelierilor vin la pachet cu o sumedenie de surprize. Pentru Crăciun, ca de obicei, tăiem porcul și invităm oaspeții la pomana porcului și toate tradițiile românești legate de acest obicei. Iar pentru Revelion, sejururile sunt de 4 nopți, includ cazare, mese festive, mic dejun bogat și un brunch pe 1 ianuarie. Un pachet de Crăciun, care poate include între 3 și 4 nopți, ajunge să coste de la 1200 până la 1700 de lei de persoană. Când vine vorba despre perioada de Revelion, turistul trebuie să scoate din buzunar între 2300 și 2700 de lei, în funcție de confortul camerei. Există și alte oferte unde turistul poate opta pentru un sejur exclusivist. Agențiile, hotelurile s-au mobilizat și au creat pachete mai flexibile, astfel încât să poți să renunți fără să pierzi banii, dacă se întâmplă ceva. Așa se face că sunt oferte și în hoteluri care oferă acces la piscină, saună, ori servicii de masaj. Oamenii au învățat să petreacă de Revelion în afara casei, iar hotelierii s-au învățat să aducă ceva din tradițiile de Crăciun în pensiunile și hotelurile lor. Potrivit ultimelor reglementări, în cazul restaurantelor din interiorul hotelurilor sau pensiunilor, pentru petrecerile festive, gradul de ocupare poate fi de 100%, însă doar cu turiștii cazați în complexul respectiv. Pe litoral, în schimb, nu prea există momentan oferte turistice pentru Revelion și Crăciun. Deocamdată, un singur hotel din stațiunea Mamaia și-a lansat pachetul și tariful pentru sărbătoarea trecerii dintre ani. Pentru perioada Revelionului pe litoralul românesc, la un hotel de 4 stele, tariful ar fi 4.348 de lei pentru un sejur de 3 nopți cu pensiune completă. Pe lângă aceste servicii de masă se adaugă și servicii în cadrul spa-ului acestui hotel pentru două persoane. Față de anul trecut, hotelierii de la malul mării sunt foarte reticenți. Afaceriștii din turism nu vor să organizeze fluxuri turistice pentru Revelion, pentru că pandemia creează multă incertitudine. Posibilele restricții menținute până la 1 ianuarie ar anula petrecerile grupurilor mari, iar patronii s-ar vedea nevoiți să anuleze evenimentele și să restituie banii clienților. Știri din sport acum, doamnelor și domnilor. Maria Iordănescu, în cele ce urmează. Ai și soarele afară, e frumos. Da? Ai verificat? Arată foarte, foarte bine în București acum, vremea. Bine v-am regăsit. Bine revenit, Marina. Ia zi, Marina, cum arată astăzi serviciul? Va fi plin? Va fi gol? Vreme frumoasă, să știi, că o să avem astăzi. Da. Și mâine se anunță o zi mai mohorâtă. Așadar, veștile sunt una caldă, una rece. Nu? Nopțile și diminețile rămân reci. În continuare avem ceață în zonele joase de relief, dar temperaturile sunt apropiate de cele normale. Așadar, vedem acum mai multe detalii. Te rugăm. Da. Astăzi, temperaturile se vor apropia de cele normale perioadei. Din când în când, cerul se va înnora în Dobrogea și în dealurile Olteniei, dar și prin Muntenia. Vântul o să fie cam neplăcut prin sudul Banatului, unde la rafală o să bată cu 55, chiar 60 de km pe oră, dar și prin Carpații meridionali. Dar chiar și așa, vremea va fi în general frumoasă, maximele pornesc de la 8 grade și se opresc pe la 16. Iar acum dimineața se va forma ceață în zonele joase de relief. Iată, sunt 14 grade astăzi la Timișoara, iar în Constanța vor fi 9 grade. Mâine vom avea valori termice apropiate de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 9 și 16 grade. Dar dimineață, pe alocuri în zonele joase, va fi ceață. Vor persista norii de nivel jos în Dobrogea, în sudul Moldovei, în Muntenia, dar și prin Oltenia. Iar izolat ar putea să apară burnița sau să plouă slab. Vântul o să se intensifice prin sudul Banatului, în estul țării, dar să știți că și prin Carpații meridionali. Să vedem cum va fi în capitală. Avem parte de soare și vânt activ astăzi. Va continua să se răcească, iar temperatura maximă urcă doar până la 13 grade. Mâine rămânem cu vremea rece, iar cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei. Tot 13 grade, iată, vom avea și marți în termometre. Abia de miercuri putem vorbi de valori termice apropiate de cele normale pentru această dată. Vor fi în jur de 15 grade, însă în prima parte a zilei vremea predomină să fie
închisă, iar treptat cerul se degajă și ne vom bucura și de soare. La munte așteptăm o zi frumoasă, dar rece, mai ales dimineața și noaptea. În munții Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali, vântul va sufla mai tare, cu viteze de 60 de km pe oră. Temperaturile, să știți că mai cresc ușor, iar astăzi vor fi 5 grade la Sinaia, iată 7 grade la Predeal și Păltiniș, iar la Stâna de Vale 9 grade. Cam atât deocamdată despre vreme, vă doresc să aveți o zi minunată și vă las acum cu Irina și cu Daniel. Mulțumim frumos, Marina. Doamnelor și domnilor, astăzi la Focus, la prima oră, consemnăm debutul unei rubrici despre actualitatea automobilistică. Coloana de direcție. E numele rubricii, un proiect de televiziune full responsive. Astfel, în timp ce dumneavoastră puteți vedea aici știrile Coloana de direcție în format orizontal pentru TV. În același timp, pentru cei care nu sunt fața televizoarelor, pe paginile de socializare ale emisiunii, adică Facebook sau YouTube, va fi disponibilă varianta editată pe verticală, adaptată vizionării pe ecranele telefonelor mobile și a tabletelor. Așadar, de luni până vineri, în jurul orei 9:30, cele mai noi știri din lumea auto vor fi prezentate de Luci Popa, un cunoscut vlogger auto, gazda emisiunii Coloana de direcție. Bună dimineața! La fix 25 de ani de la debutul primei emisiuni auto din România, aici la Prima TV sau Anerom TV, cum se numea la vremea respectivă, debutăm un nou proiect auto, tot cu Dan Câmpean, șef de proiect. Coloana de direcție. O să încercăm în fiecare zi de luni până vineri să facem o mică revistă a presei. Hai să începem cu știrile. Prima știre de astăzi, de pe Automarket. Codul rutier, limita maximă de viteză pe drumurile expres, va fi modificată. Un proiect de lege vine să corecteze acum codul rutier. Și unul din argumentele invocate de inițiatori, fiindcă acest tip de drumuri a fost proiectate cu posibilitatea adaptării la profil de autostradă în funcție de trafic. Astfel, pentru vehiculele din categoriile A și B, viteza pe drumurile expres va fi ridicată de la 100 la 120 de km pe oră. Șoferii categoriilor C, D și D1 vor putea atinge maximum 100 de km pe oră, iar cei care conduc autovehicule de categorie A1, B1 și C1 vor putea circula cu maximum 85 de km pe oră. Deci pe mine mă surprinde această știre, pentru că noi suferim de o lipsă de autostrăzi, ceea ce înseamnă că atunci când vrei să circuli în afara localității, vitezele medii sunt foarte, foarte mici. Drumurile nu sunt sigure și avem accidente. Drumurile expres, deși dacă era să mă întrebați pe mine, trebuiau făcute autostrăzi, vor mai ridica puțin viteza medie, dar este posibil să avem și mai multe accidente. Deci, pe de o parte, mă bucură și pe de o parte, trebuie să mergi puțin atent, deoarece dacă tu mergi cu viteză medie, să zicem 120 sau 130 de km la oră pe drumurile expres și vine cineva din față care face o depășire, nu poate estima, nu poate aproxima ochiometric viteza cu care tu te deplasezi și este posibil să ai un accident frontal din această cauză. Deci, nu știu ce părere aveți voi. Dacă veți circula pe aceste drumuri expres cu viteza de 120 de km pe oră, trebuie să aveți foarte, foarte mare grijă. A doua știre de astăzi vine de la AutoExpert. Kia profită de criza chipurilor și își depășește toți rivalii din Europa. Drept urmare, atât Hyundai cât și Kia profită de criza chipurilor și reușesc să-și crească cota de piață în Europa. Mai exact, ce se întâmplă? Există criza chipurilor, criza semiconductorilor în China, însă în Coreea lucrurile merg ceva mai bine. Clienții auto vor mașina acum. Mulți nu vor să aștepte să dea o comandă să le vină mașina peste 6 luni, când ei au nevoie de mașină acum, au nevoie de mobilitate acum. Așa că se îndreaptă către alți producători, cum ar fi Hyundai sau Kia, care pot avea mașini pe stoc sau care pot livra mașinile pe care clienții le doresc într-un timp mai scurt. Traversăm o perioadă în care lipsa semiconductorilor produce adevărate drame. Uzinele auto sunt închise, producțiile scad, la fel și salariile, iar livrările de mașini suferă întârzieri enorme. E un scenariu pe care îl vom mai experimenta cel puțin până la jumătatea anului 2022, pentru că pe timpul pandemiei, în 2020, în lockdown, Hyundai în Europa a fost singurul producător care a stagnat cu vânzările sau a crescut și care și-a crescut cota de piață, iar acum Kia vine din urmă. Creșterile pe cele mai importante piețe europene au arătat astfel. Marea Britanie, cota a ajuns de la
4,5% la 7,7% în septembrie. Toyota, de exemplu, a avut o cotă de 7,9%, cu doar 0,2% mai mare decât Kia. În Franța, înmatriculările au crescut cu 14%, iar cota de la 3,3% la 2,2%. Iar această creștere a cotei de piață se va reflecta mai mult în anul 2022-2023, atunci când clienții, prinzând încredere în produsele coreenilor, vor cumpăra la aceeași cotă de piață mult mai multe unități. Așa că, bravo Hyundai Kia! Și cam acestea au fost știrile pentru astăzi. Ne vedem în fiecare zi de luni până vineri, aici la Focus la prima oră, cu noutăți din domeniul auto. Și nu uitați, nu contează cât de lung sau cât de greu este drumul, contează direcția. Am revenit, doamnelor și domnilor. Cele mai importante știri economice ale zilei le vom afla chiar acum de la colega noastră, Adriana Nedelea, realizatorul Profit News. Este alături de noi, Adriana. Bună dimineața, Adriana. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Corect. Ce știri economice ne aduce astăzi de la ora 10, da? Astăzi de la ora 10, Profit News, și vă invit să veniți alături de noi. Vorbim despre restricții. Și apropo de restricții, mie mi se pare că voi sunteți mai distanțați ca niciodată. Nu v-ați certat, pentru că toată lumea vorbește. Nu suntem certați. Doar respectăm legea. Da, și avem câte o doză în plus față de cele două, și eu și ea, deci suntem ok. Și de asta eu am mască, pentru că am venit mai aproape de voi. Iată. Așadar, restricții și aici în platou. Restricții vorbim despre restricții, ați pomenit și voi de ele în această dimineață. Sunt în vigoare de astăzi. E foarte interesantă această propunere care a venit de la Comitetul pentru Situații de Urgență și care spune așa: toți angajații, fie că lucrează la stat, fie că lucrează la privat, ar trebui să meargă la job în curând, poate, vedem, doar dacă au certificat verde. Asta înseamnă că oamenii trebuie să fie vaccinați sau testați sau să fi trecut prin boală. E o propunere deocamdată. Ca să treacă așa ceva, spunea și CCR, e nevoie să avem o lege. Și dezbatem subiectul acesta pentru că încercăm să ne imaginăm cam cât de mare o să fie impactul asupra mediului de afaceri dacă mergem pe această idee. În acest sens? Adrian Vasilescu este consilierul guvernatorului BNR Muguri Sărescu, intră în direct cu noi la ora 10, discutăm acest subiect, vorbim și despre inflație, despre scumpiri, vorbim și despre rate mai mari la credite, vrem să știm dacă o să avem rate și mai mari la credite pe final de an sau la începutul anului viitor. Și ne interesează și criza politică, pentru că pomeneam despre această propunere de a merge la job, la stat sau la privat doar cu certificat verde. Ei, ca să treacă așa ceva, avem nevoie de lege. Ca să avem lege, trebuie să avem majoritate în Parlament și trebuie să avem guvern stabil. Ceea ce nu prea avem. Și ne interesează să știm ce se întâmplă cu formarea guvernului. Aflam că premierul desemnat Nicolae Ciucă a negociat cu PSD în acest weekend. USR este undeva izolat, a fost exclus, cel puțin, acestea sunt datele de acum, și a fost lăsat în afara guvernării. Destul de complicat. Este complicat și încercăm de asemenea să ne prindem cam ce înseamnă criza asta politică asupra economiei. Care economie, ce înseamnă? Ghici ce? Viața noastră de zi cu zi și traiul nostru. Sebastian Zagman va fi alături de noi. L-a avut invitat duminică pe Dan Vâlceanu, care a anunțat că pensiile vor crește cu 6%. Deci o ducem foarte bine noi. Nu așa? Și alocațiile vor crește. Deci iată, și copiii o duc bine. Vă aștept la ora 10, Profit News, așadar ne interesează să aflăm mai multe despre criza politică, o criză politică ce are efecte puternice în economie. Adriana, de luni până vineri, da? De luni până zi, de la ora 10. De luni până joi, de la ora 10. De luni până joi, ne vedem împreună. Așadar, la ora 10, treceți puțin de pe Prima TV pe Profit News. E tot cu put. Hai că voi plecați, la ora 10 nu mai sunteți voi. Îți lăsăm ție spate. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim tare mult, Adriana, pentru vă mulțumesc și eu vă aștept. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ultima oră de Focus la Prima Oră. Pe noi ne puteți găsi pe Facebook Focus la Prima Oră, pe WhatsApp la numărul de telefon 0720111199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Sau ne puteți urmări pe primaplay.ro, platforma noastră de conținut digital. Ne revedem mâine dimineață la ora 7. La revedere! Toate bune! Acest program poate fi